Nu m-am comportat ca un fotbalist de Premier League. Cred că m-am comportat ca un fotbalist de Liga 1, să zic. Sau, n-am știut să gestionez o anumită situație, nu știu. Probabil că dacă aveam pe cineva lângă mine care să fi trecut printr-o experiență, acum dacă ar da Dumnezeu să ajungă fiul meu în Premier League, îți dai seama că știi ce, exact ce sfaturi să-i dau și i-ar fi mult mai bine. A fost cunoscut invitatul meu în primul rând pentru faptul că a jucat la Steaua, a jucat în culorile roșii-albastre, apoi la pro 4 ani distanță a devenit sfânt, s-a făcut sfânt. Asta pentru că așa sunt numiți cei din echipa unde a jucat el în Anglia, la Southampton mă refer. Florin Gardoș este astăzi alături de mine. Mai ești sfânt, Florine? Bună ziua! Nu mai sunt. Bine, ei zic once a saint, always a saint. Adică dacă ești odată sfânt, rămâi mereu suporterul. Cred că la asta se referă exact vorba. Și într-adevăr am rămas fanul numărul 1 al lui Southampton. Dar în general tu ești cu mințel, așa? Adică o duci un pic spre sfințenie. Cel puțin din afară așa mă pare. Mă bucur că am reputația asta. Nu o să te contrazic dacă zici tu așa. Dar de unde vine faptul că tu ești liniștit, că ai fost un fotbalist retras, despre care nu s-au auzit lucruri prin revistele de scandal? În principiu pentru că am încercat să evit cât mai mult și am și reușit să evit cât mai mult să apar. E adevărat că nici n-am fost, nu știu ce, petrecăreț sau să ies cu nu știu câte sute de mii de fete, dar și când s-a întâmplat să ies prin cluburi sau așa mai departe, am încercat să evit să apar pentru că știam că n-are cum să-mi aducă ceva bun. Asta e clar. Stăteam acum și mă gândeam că îți dai seama cum ce-ar fi zis Gigi Becali dacă te-ar fi văzut. M-am lămurit și cu Gardoș. Da, nu, păi la un moment dat s-a făcut o ieșire cu echipa, eram chiar în primul meu an la Steaua în 2010 și am mers la Bambu, încă era Bambu, era Vogue atunci și la un moment dat chiar mă simțeam bine, la un moment dat au apărut camere în interior, adică efectiv se filma, erau de la ceva televiziune. Și stai seama că nu mai aveam niciun... cum să mă mai distrez când sunt aia cu televiziune acolo. Și... stai seama, au dat imaginele pe post și l-au sunat pe domnul Becali. Și comenta pe imagini, zice, păi, uitați-vă la Gardoș. Păi nici nu-i place acolo, uite, ăsta e băiat serios. Stai seama, nu că nu-mi plăcea, dar că nu aveam cum să o simt bine când erau camerele pe mine. Deci cam asta a fost experiența cu, apropo de patron și cluburi. Da, dar vezi că ăsta era felul tău de a fi până la urmă, nu? Adică nu te simțeai tu bine să stea camerele. Deci cum te-ai simțit în largul tău? Bine în club, când tu mergi acolo să te distrezi, poate, nu știu, vrei să vorbești cu o fată și sunt cu camerele pe tine, adică, sincer, n-ai... Dar, de exemplu, dacă n-ar fi fost camerele, care ar fi fost atitudinea ta? Ei, aș fi fost sigur. În momentul respectiv stăteam pe canapea când am văzut camerele și mă filmam și mă întorceam așa cu capul în altă direcție, știi? Ca și cum nici nu vreau să mi se vadă fața. Altfel, sigur, eram mult mai relaxat. Bine, să nu-ți închipui că sunt vreun mare dansator sau așa, nu? Și, general, stau așa, mă ridică picioare, dar nu mi-a apucat niciodată să dansez. Păi știi că sunt, de fapt, cred că în categoria asta în care te-am băgat și eu, recunosc asta de bărbat cu minte, așa, știi? Poate să fie unul care să fie așa sau poate să fie altul care, adică să fie același om, dar care doar să dea impresia asta, știi? Alt om nu sunt, dar e adevărat că am mai făcut și eu tâmpenii și n-am apărut. Sau la un moment dat am fost pozat cu o fată, de exemplu, dar am avut conexiunile necesare și am făcut în așa fel încât să nu apară în presă. Adică, serios? Da, m-am mai și descurcat. Mm-hmm. Dar nu am exagerat niciodată, nici cu alcoolul, nici cu nimic altceva, cu cluburi sau așa mai departe. Că dacă făceam, nu mă aveam cum să ascund, asta e clar. Pe asta și vreau să te întreb, apropo de tâmpenii, căror lucruri le spui tu tâmpenii pe care le-ai făcut? Tâmpenii, în sensul că, nu știu, poate am mers în club și am băut mai mult decât trebuia, nu de îmbătat, da, să zic, okay, că nu mai țin minte ce s-a întâmplat, dar poate dacă mă filma cineva ieșind din clubul ăla și poate mai călcam și un pic, știi, așa, mai mergeam un pic mai linie curbă sau, nu știu, am mai fost pe la mare, la fel, nu știu, poate dacă aș fi plecat cu o fată din club și m-ar fi pozat cineva, ar fi zis, bă, uite, strică cumva reputația, cred eu, adică ești văzut mai degrabă
petrecăreț cu fete și așa mai departe. Te interesează ce zice lumea sau te interesa? Da, m-a interesat, normal că m-a interesat. Am ținut mult la ideea asta să... Na, să am o imagine bună, vezi că mi-a și reușit dacă, dacă ai impresia asta, dar da, m-a interesat. Acum mă interesează mult mai puțin, asta e clar. Mm-hmm. Dar ce s-a schimbat între timp? Păi, cred că vine și odată cu vârsta. Acum nici nu prea mai interesează pe nimeni dacă e sau nu la club. Asta e clar, de căsătorit sunt căsătorit, așa că cu alte fete nu n-ai să mă vezi. Și atunci nu prea mai are de ce să-mi pese. Adică nu, nu mai am stresul ăla. Și vorba aia că acum ne pozăm și filmăm noi, știi? Când mergem, punem noi story, exact, ne dăm check-in, atunci săraci în ghilimele paparații trebuie să spunească ponturi, unde sunt ăia, ce să facem. Acum le spunem noi tot unde, unde suntem și ce facem. Da, păi vorbesc cu colegii mei din, din televiziune și îmi spuneau că unele știri, într-adevăr, le fac și pentru că merg pe teren și merg la fața locului, dar alte știri le fac tocmai pentru că văd ce ai postat tu, ce a postat ăla, ce a postat ăla și eu. A postat astăzi Garduș pe Instagram și a luat mașină sau nu știu ce a mai făcut, sau pe TikTok sau ce a făcut cu soția și cu copiii. Uite că le-am ușurat munca. Mă rog, societate așa, cum s-a dezvoltat. Apropo de evoluție, știi? Cum evoluăm și cum... Cărui lucru îi datorezi tu educația pe care ai primit-o? Nu știu, părinților tăi, autoeducației, faptului că așa a venit sufletul tău aici, mai liniștit, mai așezat? Părinților mei, clar. M-a contat foarte mult educația pe care am primit-o acasă, dar și în școală, pentru că am fost la o școală bună din satul mare și într-o clasă bună, adică eu eram între ultimii trei din cea mai bună clasă din școala generală. Și sigur a contat și asta și, da, apropo de București, când am venit aici, mi-a fost greu. Spun sincer, mi-a fost foarte greu pentru că eram obișnuit în ritmul meu de acolo, de la satul mare, calm. Eu eram obișnuit să las locul un autobuz, microbus, ce-o fi, dacă era cineva mai în vârstă. Deci când am ajuns la Chiajna, făceam Chiajna militar, că acolo era de molul de militar, acolo îmi petreceam eu timpul liber. Păi ce era microbusul ăla de Chiajna? Era bătaie pe locuri, ce să-l lași cuiva de loc? Adică a fost o altă lume în care am venit. Da. Ce vârstă aveai? 19 ani, parcă, da, nu? Dar la tine, la statul mare, cum au fost începuturile? În sensul că te-au îndrumat ai tăi către fotbal? Ai vrut tu? Ai făcut altceva? Am înțeles că ai făcut și not. Am făcut în not, dar puțin timp. Eram un copil foarte energic și părinții mei au simțit nevoia să mă scoate din casă. Da. Și așa am ajuns să fac în not, dar mă jucam, na, eram în perioada aceea, cei născuți în jurul anilor 90, ne jucam în fața blocului, jucam fotbal zilnic în fața blocului și la un moment dat un prieten bun de-a meu în acea perioadă se înscrisese la juniorii Olimpiei Satul Mare, era echipa Fanion a orașului și l-am văzut după câteva luni că era mai bun, efectiv, venea cu noi în fața blocului și dădea mai bine la poartă, dribla mai bine și am zis, opa, stai că se întâmplă ceva acolo. Și ia să merg și eu să mă înscriu la fotbal. Așa a pornit tot. Și am mers și eu a doua zi și m-am înscris și eu la juniori Olimpii. Aveam 10 ani. Adică destul de târziu acum, dacă ne gândim la... În ziua de azi se dau copiii și la 5-6 ani. Deci, practic, de la tine a venit. De la tine a pornit. Da, de la mine a pornit. Tatăl meu a jucat și el fotbal, dar la nivel de amatori și... Mi-a plăcut, da, mi-a plăcut mereu să uite la fotbal și a văzut că îmi place și mie, a început să-i placă și lui și atunci el a fost cel care a insistat mult pe fotbal, maică-mea cu școala, că așa se întâmplă, știi, maică-mea lasă încolo de fotbal, să vezi, învață să bine, corect, nu știu ce, da. Și cam așa a fost povestea cu fotbalul și cu părinții, dar de susținut m-au susținut amândoi. Am văzut pe Instagram că mai ai o soră? Da. Doar o soră? Da. E frumușică? E frumușică. E, chiar e. Da. Câți ani are? Sora mea are 26. Mulți înainte. 27. Da, mi-e greu să știi când vorbesc de sora mea, pentru că eu tot timpul consideram mică, știi? Și acum e mare, nu mai e mică, e căsătorită și are și ea un copil.
Mulțumim, da. Sănătate. Aia tot timpul era sora mea mai mică. Ai ocrotit-o? Nu prea, să știi. Nu ne-am înțeles deloc bine când eram mici. Adică eu eram... Nu eram un frate prea grozav, așa, știi? N-aveam grijă de el deloc, nu... Și nici măcar după nu aia... Nu ne înțelegeam, ne certam non-stop, adică eram genul ăla. Dar ce vei cu ea? Tu nimic, primul eram născut? Eu tâmpit, da. Nu, mai zicea maică-mea, du-te mă și tu cu căruciorul și ei... Plin, sunt 6 ani între noi, știi? Mm-hmm. Deja eram mărișor, ea încă eram cărucior. Nu, nu mergeam niciodată. Și ne, după ce crescuse, ne ciondrăneam într-una. A trebuit să maturize și eu să-mi vină minte la cap și de atunci acum avem o relație foarte bună, normal, da? Așa eram noi, ca și copii. Ea face sport sau ceva? Nu, s-a am făcut? Făcut, a făcut handball o perioadă, dar mai mult așa pe la școală, nu, n-a făcut vreun sport de performanță. Am văzut că ai fost antrenat de tatălui Mario Calmar. Da, da, da. Și mă păi bucuram că știu... Da, el a fost primul meu antrenor. El a fost primul, tatălui, nu? Da, Iosif Calmar. Dumnezeu să-l ierte că nu mai e. La el am mers prima oară la fotbal. A fost de la 10 până la 13 ani am fost la dânsul și... Da, era un pedagog extraordinar. Era ca și un tată pentru noi și ne-a învățat multe în acea perioadă, mai ales că, fiind într-o echipă, înveți câte ceva așa. Place spiritul ăsta de echipă. Asta e unul din motivele pentru care aș vrea să facă și băiatul meu un sport de echipă, preferabil fotbal, dar și dacă n-ar ajunge fotbalist, măcar așa ca să te dezvolți bine și mi-a plăcut treaba asta la fotbal. Eram odată la o petrecere acasă la un prieten și care e prieten comun cu Mario, uh-huh, și a venit cu domnul Calmar. Uh-huh. Au venit acolo, doamne, atât de mult mi-a plăcut de dânsul. Da, era... Adică era exact cum zici tu, parcă era tată pentru toți, uh-huh, acolo, știi? Da, și de treabă și am stat la vin, la șpriț, la povești. Da, avea o relație foarte bună și cu părinții. Știa așa să se facă plăcut. Și da, ce zic, pe lângă calitățile de antrenor, așa, ca om senzațional. Vezi cât de mult contează până la urmă să fii și antrenat din copilărie de cineva care să-ți intre la suflet. Că tu puteai, da, să zici, nu-mi place antrenorul, mă las, hai la revedere, da, da, normal, știi? Normal, da, e important. E important. Și pe urmă a fost această perioadă în care a contat mult ca dezvoltarea mea ca și tânăr, în primul rând. Și pe urmă, de la 13 ani până destul de târziu, am fost la un alt antrenor, tot acolo în Satul Mare, Dacian Nastai, care era din generația nouă de antrenori și era foarte, foarte bine pregătit pe fotbal efectiv. Adică era genul de om care mereu cumpăra, atunci când era încă cu casete, cu videouri de pe la Ajax, de pe la, adică era up to date cu tot ce se întâmplă în fotbal și a contat și perioada aia, mai ales din punct de vedere fotbalistic, ca dezvoltare. Tu ai avut, când te-ai apucat de fotbal, ai avut vreun model să ajungi ca cineva, să fii ca cineva, nu știu? Nu neapărat să ajung ca cineva, dar am avut, da, au fost fotbaliști care mi-au plăcut foarte mult și tot de pe la 10-11 ani am început, după ce m-am apucat eu de fotbal, am început să țin cu Steaua, pentru că la Steaua atunci, în acea perioadă, jucau 3 fotbaliști din Satul Mare, Ritley, Didi Prodan și Tiberiu Cic. Și atunci automat avem chestia asta, ok, sunt sătmăreni, țin cu Steaua. De acolo a pornit totul. Și ulterior, bine, eram încă destul de mic, nu înțelegeam foarte mult din ce se întâmplă, dar pe urmă a venit generația lui Rădoi, Rădică, și atunci, sigur, Rădoi a fost omul, na, pe care, nu știu, îmi doream să ajung și eu la Steaua, să fiu număr 6, și ăsta e motivul pentru care am avut numărul 6 la Steaua. Serios? Da. Că era el modelul, da, tău? Da, mi-a plăcut era... foarte mult Rădoi și mi-a plăcut, sigur, Chivu, adică sunt fotbaliști cu care am crescut mai degrabă. Sigur că Gică Popescu, Didi Prodan, Hagi sunt uriași, dar că au fost un pic din alte generații, eu i-am prins doar pe final de carieră și nu am crescut odată cu ei. Eu am crescut cu Chivu, cu Mutu, cu Rădoi, cu ei. Era o plăcere pentru tine să joci fotbal? Da, da, clar. Păi dacă nu, cred că dacă nu există plăcere până să ajungi la seniori, atunci te lași, că nu mai ai de ce să mergi. Mi-a plăcut.
Și îmi place și acum, adică merg la, chiar dacă nu mai joc fotbal profesionist, să zic, merg de doar pe săptămână la sintetic și abia aștept ziua de luni și de miercuri că să merg la fotbal, mă pregătesc, adică îmi place, na. Cred că trebuie să-ți placă, altfel mi-e greu să reușești. Dar de ce te duci? E așa o băiețească sau pur și simplu vrei tu să faci și mișcare? Sau... Vreau să fac și mișcare, dar în primul rând îmi place. În fapt, asta a fost ideea la unul din motivele pentru care m-am lăsat, a fost că n-am mai avut plăcere. Lăsând la o parte condițiile și banii și așa mai departe ce am pățit în ultimele luni la Clinceni, nu mai aveam plăcerea de a juca fotbal, pentru că mi-a fost luată de tot ce se întâmpla în jur. Și atunci am zis, pentru ce să mă mai chinui? Că pentru bani nu joc, dacă n-am nici condiții, n-am satisfacția că, nu știu, câștig un meci, mă antrenez, atunci mai bine mă duc la sintetic și acolo că sigur o să am plăcere. Și asta am și făcut, adică merg cu majoritatea, sunt foști fotbaliști, nivelul e bun, adică e ok. Ce, cu cine te duci? Ce nume ai? Păi acum depinde de perioade. Până să semneze cu Craiova venea, de exemplu, Rădoică, na, ți-am pomenit de el. Ghionea, Daniel Nicolae, când, acum sunt angrenați fiecare. Na, Daniel Nicolae e președinte la Rapid, zice să mă poate să vină în fiecare zi de miercuri, depinde cum are programul. Pancu a mai fost, adică vin foști fotbaliști mari. Sunt și ca mai puțin cunoscuți, dar în general sunt, să zic, 80% sunt foști fotbaliști care au jucat la un nivel de cel puțin Liga 1. Și ți-a trecut prin minte când jucai cu Rădoi să zici, uite mă, că am prins-o și eu pe asta să joc cu Rădoi, chiar dacă pe sintetic. Le-am zis, da, făceam mișto de cu băieții, zic, bă, uite, ai reușit ceva ce n-a reușit Victor Pițurcă sau Răzvan Lucescu, că eu am ajuns la Steaua în 2010 și Rădoi plecase. Și prima mea convocare la echipa națională a fost un meci România-Italia și a fost convocat Rădoi și am fost convocat și eu. Doar că n-am apucat să debutez, o situație tâmpită, era minutul 90, m-a chemat, era Răzvan Lucescu antrenor, m-a chemat de la încălzire și stăteam acolo lângă al patrulea oficial, se facă schimbarea. Și a ieșit mingea afară și a fluierat finalul jocului. Și n-am mai apucat să debutez nici cu Italia, că na, CV suna mai bine, și nici n-am apucat să joc cu Rădoi. Și pe urmă a intrat el în conflict cu, mai știu cine, cu Ionuț Lupescu sau nu știu ce, și n-am mai venit la echipa națională. Și n-am mai reușit să joc cu Rădoi. Și le făceam mișto, zic, bă, uite, ai reușit să faci ceva ce n-au reușit, mă rog, Răzvan Lucescu sau Victor Pițurcă. Dar de ce e atât de plăcut Rădoi ăsta? De voi? Păi, în primul rând, pentru că a jucat la Steaua și cred că e plăcut în special pentru steliști, pentru felul în care a fost el ca lider în teren, asta a apreciat toată lumea și e o calitate cu care cred că te naști, nu poți să, pur și simplu, să vrei tu să fii lider și ești lider. Chiar a fost un capitan și a fost foarte apreciat. Și acum, din ce înțeleg, sigur, nu am ca antrenor, dar noi când discutăm între noi, da, mă rog, de la fost fotbalist la fotbalist, nu o să spun niciodată adevărul despre un antrenor, un fotbalist într-un interviu. Mie spune adevărul, dar într-un interviu nu o să spun adevărul. Și ce am discutat cu băieții care l-au prins la tineret sau la echipa națională, mi-a vorbit foarte frumos despre antrenorul Rădoi. Acum, dacă nu l-am avut eu personal, nu știu, dar înseamnă că are și talentul ăsta de a fi antrenor și asta e un alt motiv pentru care e plăcut. Zic că asta în ideea în care și eu îl cunosc personal și e și bine, e oltean de-al meu și îmi place că când mai stăteam așa la povești, fusei, mă dusei, se vorbea oltenește la el în casă, da, da. Că și soția lui Vivi tot așa e olteancă. Și eu așa, îți dai seama, nu puteam să interacționez cu el decât din punct de vedere uman și mă uitam cum se comportă, ce zice, știi? Dar eram curioasă și de părerea ta din afară vis-a-vis de cum vezi tu treaba asta și din punct de vedere profesional sau nu știu, cum îl vezi tu prin ochii tăi. Da, eu așa nu pot zic că îl cunosc, că n-am ieșit niciodată la un restaurant sau ok, mergeam la fotbal, dădeam câteva pase și la sfârșit mai stăteam 5 minute de vorbă și pleca. Dar probabil că e și un om cu caracter și atunci tot împreună iese ceva frumos. Da, corect.
Povestește-mi cum a fost plecarea de la tine, de la Satul Mare și trecerea asta de la, apropo de că înainte la Satul Mare lăsai locul tău, da, îl cedai și apoi în București s-au schimbat lucrurile. Mi-a fost foarte greu pentru, în principal pentru că perioada în care eu jucam la Liga 3-a la Satul Mare, de la 18 la 19 ani, și aveam un impresar atunci care m-a tot trimis pe la câteva echipe în probe. Și una dintre acele echipe a fost sportul studențesc. Și când am ajuns acolo, a fost groaznic. A fost absolut groaznic. Eu aveam 18 ani, am ajuns acolo, erau generația aia care jucaseră în Liga 1 mulți, unii chiar și la echipa națională, și au retrogradat și jucau în momentul respectiv în Liga 2 la sportul, unde era patron Șiman, care știm că a nenorocit o grămadă de cariere de fotbaliști, care îi păcălea și le făcea contracte pe nu știu câți ani și nu îi plătea și, mă rog, un haos complet. Și atunci și ei erau așa, bă, știi ceva, facem ce vrem, că și așa la șela face ce vrea cu noi. Și am urs acolo și m-am speriat efectiv când am intrat prima zi în vestiare, că era un haos, țipa toată lumea, bă, dăm o jambieră, nu știu ce, deci haos total. Și am plecat cu ei într-un cantonament în Antalya, dar la fel, adică în jurături, nu mi-a plăcut deloc. Și m-am întors la Satul Mare, n-am rămas, nu m-au vrut ei, da, culmea că în acel cantonament, da. Mă rog, antrenor era Falub atunci, dar că eu n-aveam cum să dau randament la nivelul meu când eu mental eram la pământ. Și culmea că în acel cantonament eram eu, Pap și Bălgrădean. Am fost toți trei în probe și n-am rămas niciunul. Și la 2 ani distanță am jucat la echipa națională toți trei. Wow, ce tare! Dai seama, ca să vezi tu, că îți dai seama, că și ei au fost la fel ca mine. Zicea, bă, ce dracu facem aici, hai să mergem acasă. Și de-aia eu m-am întors la Satul Mare și am zis impresarului, zic, să nu mă mai duc la București, că nu mai merg niciodată. Că vrei, caută mă echipă în Ungaria, caută, nu știu, găsești altă variantă, du-mă la Brașov, du-mă în altă parte, dar nu, eu acolo nu mai plec. Și au trecut 6 luni și am ajuns, mă rog, poveste mai lungă un pic, am fost la, era FC Ploiești, zice, atunci era, mă rog, se băteau pentru palmaresul Petrolul, am făcut pregătirea cu ei, nu ne-am înțeles și până am ajuns la Chiajna. Cam asta a fost povestea. Dar tot în București ai ajuns. Tot în București, dar a fost altceva. Eu am venit pregătit pentru cei mai rău și de fapt a fost foarte ok. Adică a fost grupul, a fost mult mai bun, lumea mai liniștită, m-a adaptat repede, destul de repede. Adică și am chiar început să-mi placă după cam 6 luni mi-a trebuit și eram deja gata, nu mai plec de aici. Nu mai plec din București. Eu mă gândeam că într-un vestiar, adică așa e normal să se întâmple, să vorbească, mai ales, știi, cum într-un vestiar de bărbat, să mai vorbești și urât, să mai înjuri, să mai, știi, dar era prea mult? Că era prea mult, era așa un haos și numai în vestiar, adică la antrenament, dacă greșeai o pasă, te înjurau toți, știi, adică nu era genul, hai, nu-i nimic, hai, hai copile, știi, sau... Și nu eram obișnuit. Și la clânce nu s-a mai întâmplat. Ok, că te mai încerta, câte unul mai în vârstă, dar măcar nu te jura la fiecare 3 minute, știi? Asta ți se întâmpla? Da, da, da. Era un fel de bullying până la urmă. Da, era un fel de bullying, da. Te cred, dragul de tine, de ce ne mai vrut să mai vii? Da, bine, mi-a prins bine cumva, că na, m-am călit și am venit a doua oară. Când am venit mult mai pregătit mental. Așteptări. Și a fost mult mai bine, deci asta m-a făcut să mă acomodez mult mai repede. Și a contat foarte mult, pentru că ne-am ajuns la 19 la Chiajna, în Liga a doua, și la 21 am semnat cu Steaua, adică progresul a fost direct. Da, cărui fapt se datorează acest progres? În 2 ani să ajungi la... Nu știu, a fost așa și climatul de acolo și antrenorii pe care am avut, colegii pe care am avut și, sigur, nu în ultimul rând, talentul și... Na, că vocea și talentul. Mi-era foame, da. Mi-era foame în ghilimele, adică chiar vroiam să fac performanță, îmi plăcea. Am venit de la Liga 2 la Liga 3 și mi-am dat seama că nu e așa mare diferență cum îmi imaginam eu. Și mi-a plăcut. Mi-a fost bine. Și atunci... am ajuns și la echipa națională de tineret, tot fiind jucătorul Chiajnei. Și atunci, cu puțin noroc, cu o evoluție bună la momentul potrivit, era domnul Pițurcă la un meci Petrolul
Chiajna. Și a venit să-l vadă pe Budescu, care era la Petrol, și am făcut un meci foarte bun și am ajuns la Steaua. Așa a fost, pe scurt, povestea. Bine, jucase în Naționale tineret, am dat gol la debut, adică am avut câteva momente de care, mai pot zic că n-a fost și noroc, dar a fost poate și inspirație și pur și simplu am știut să profit de un moment în care trebuia să strălucesc, știi? Da, tu știi că e Victor Pițurcă în tribună? Da, știam. A, știai și asta te-a ambiționat, adică a fost cumva... Da, a fost un plus de concentrare, mai ales că era pe final de campionat și știi cum e pe final de campionat, ba, zici... Noi eram pe locul 4 sau 5, adică nu mai aveam șansă nici colo, nici colo, nu se putea întâmpla nimic. Și atunci a fost ce aveam nevoie ca să, știi, să fiu super concentrat. Și la Chiajna, cum a fost? Unde stăteai? La Chiajna stăteam la stadion atunci. Da? Da, aveam, dacă spun ce cameră aveam, cred că n-aveam mai mult de 12 metri pătrați și eram doi. Erau patul într-o parte lipit de teren, de teren, de perete, patul colegului, eu partea asta altă. Și nu știu ce, mă rog, dacă era vreo ce izolație, că nu era nicio izolație. Era din lemn făcută clădirea respectivă. Efectiv, dimineața când răsărea soarele, bătea printre lemnele alea. Da, vorbesc serios. Sau când era vânt sau iarnă așa, se auzea cum venea vântul prin alea, prin lemnele alea. Dar am păsat, dai seama, 19 ani, câștigam 1000 de euro pe lună, 2008. Ce îmi păsa mie? Sunt bani și acum? Păi chiar sunt bani și acum și nu mai puteam chirie. Aveam o masă acolo, era așa și așa, da. Mă rog, măcar o dată pe zi puteam să mănânc acolo, nu aveam niciun stres, n-aveam credit, n-aveam... Adică puteam să pun o bună parte din banii pe care câștigam deoparte. Și așa ai și făcut? Da. Da, păi voiam să-mi iau mașină. Am fost de mic, am fost pasionat de mașini și asta a fost obiectivul când am ajuns acolo. Gata, am salariu bun, trebuie să-mi pun deoparte să-mi iau mașină. Și mi-am luat, după un an mi-am luat o mașină. Ce ți-ai luat? Ce mașină? Un Audi A4. Mi-am luat, bine, eram în 2008, mașina era 2002, deci avea vreo 6-7 ani. Cred că era 2009, deci mi-am luat în 2009. Și mi-am luat mașina mea, deja făceam drumurile de satul mare cu mașina mea, nu cu trenul. Cu trenul era cam 16-18 ore, așa cu mașina. Cu mașina am redus timpul la 8. Deci cam asta a fost perioada asta de la Chiajna. Dar frumoasă, pe total, foarte frumoasă, mi-a plăcut mult. Eram și, na, pe lângă că eram foarte tânăr, meciurile erau sâmbătă dimineața, la 11, duminica liber, sâmbătea puteam să merg seara, veneam în București, duminica liber, adică era viață frumoasă. Jucam la Chiajna, Liga a doua, chiar a fost o perioadă foarte mișto. Dar apropo de chestia asta cu strânsul, te-a învățat cineva în familie? Adică ți-a insuflat chestia asta, mamă da, ta? Da. Ai mei sunt, mai ales taică meu, e mult pe ideea asta, știi? Pune deoparte, punem la bancă, știi că acum mult ne certăm, că eu nu mai am chestia asta cu bancă. Ține la bancă banii, pune la saltea, știi? Dar, mă rog, a fost bine, că na, erau tâmpene să cheltui 1000 de euro pe lună când eu n-aveam copil, n-aveam nevastă, n-aveam chirie, n-aveam nimic. Și mi-a prins bine. Bă, ideea a fost că în momentul în care am început să câștig mult mai mulți bani, nu mai puteam să fac chestia asta. Și a trebuit ușor, ușor să mă dezvăț de treaba asta și mi-a fost greu. Pentru să că nu mai strângi. Da, e greu să, știi, să ai o anumită sumă de bani în bancă și să o investești acolo, să-ți cumperi o casă, să-ți cumperi, nu știu, ce-o fi, să nu mai zic de bursă sau de obligațiuni sau de nu știu ce. I-am zis lui taică-mea prima oară că am luat obligațiune. Tu ești nebun la cap. Ce, cum să ții obligațiune? Păi aia să duc, îi pierzi, știi? Adică el, pentru partea aia de început a fost ok ce m-a învățat, dar pe urmă nu mai funcționa. Dacă puteai să cazi probabil și în latura cealaltă în care te vedeai cu ea 1000 de euro, stăteai acolo, bă, hai să... Da. Haine să... Clar. Da, nu, exista clar și riscul ăsta și mă bucur că n-am făcut-o. Că, uite, am ajuns la Steaua, prima an am avut 4000 de euro și după câteva luni le-am plătit creditul. Părinții mei aveau un credit la bancă, un credit de nevoi personale și l-am plătit. A fost vreo 7000 de euro. Adică a fost o mare reușită pentru mine să reușesc să reuși. Da, s-au bucurat și ei, îți dai seama că e rata aia lună de lună. Exact. Stresa. Deci banii aia pe care am strâns în perioada aceea, am reușit să fac treaba asta. Tu cât ai stat la Chiajna? 2 ani, nu? 2 ani, da. Și în acești 2 ani ai stat numai acolo, în camera aia unde... Da. Serios? Da.
Da, dar ne împresenisem pentru că eram mai mulți. Pe lângă colegul meu de cameră mai era un alt băiat care e cu 10 ani mai mare decât mine. Și în ziua de azi suntem cei mai buni prieteni. E, da. Da, și e asociatul meu la firma pe care am acum de la Vâlcea și construim, mă rog, am construit un bloc. Și am păstrat legătura, că așa a fost viața. Adică chiar dacă eu am plecat după aia de la Chiajna, el a rămas la Chiajna, eram aproape. Pe urmă eu am plecat în Anglia, el între timp terminase cu fotbalul și s-a dus în Anglia, că na, trebuia să mai câștige și el un banc, n-a jucat la nivel super înalt. Și pur și simplu viața ne-a dus tot timpul cumva împreună. Și atunci am rămas prieteni și e în Vâlcea, da, uite, și acum sâmbătă, de exemplu, o să ne întâlnim. Da, uite, pentru că tot am ajuns la subiectul ăsta, mi se pare că pe fotografii am pus, e una dintre fotografiile pe care le-am selectat, este cu blocul pe care l-ai construit, dar de ce la Vâlcea? Pentru că e el acolo. Asta e principalul motiv. Da, aici e urât, de unde e finisat frumos, că e gata de mult. Nu știu, cred că finisatul nu l-am luat. Lasă că e frumos, așa îl vedem în construcție. Da, oricum, mă rog, cine are un pic de ochi își dă seama că am insistat pe ideea să avem geamuri mari, să avem multă lumină naturală. Mă rog, blocul e gata deja de prin noiembrie anul trecut. Arată foarte, foarte bine. Super tare. Dar uite, apropo de treaba asta, deci tu ai avea acolo 1000 de euro pe lună, după aia te-ai dus la Steaua 4000 pe lună și a mai crescut. A mai crescut, da. La cât? Păi următorul an a avut 5000. Da. Și după ce s-a încheiat al doilea an, eu normal aveam 5000 4 ani, contract pe 4 ani, primul an 4000 și pe urmă 5000. Și după al doilea an m-am dus la domnul Becali și i-am cerut mărire de salariu. Și mi-a mărit la 10.000, că atunci așa era plafonul, 10.000 de euro. Și cum te-ai dus tu așa? Ți-ai luat inima în dinți? Deci asta e... Am mai spus-o la un moment dat pe post, unde, mă rog, unde sunt acum, unde am contract cu cei de la Pro Arena. Era exact perioada când a venit Reghe la echipă. Și eu cu tătă, Tănase, Latovlevici, Borceanu, cred că era și Pinti. Eram în orice caz 6-7 jucători care terminasem sezonul și am mers la echipa națională. Și pe când am terminat turneul cu echipa națională, deja echipa a începuse programul și s-au plecat cu Reghe și cu stafful lui în Austria, în cantonament. Și noi nu puteam să începem direct, ne trebuia și nouă vacanță. Noi 6 am început mai târziu și cu o zi înainte să plecăm în cantonament ne-a chemat Nea Gigi la palat. Și a luat, bine ați venit, sergenții mei, nu știu ce, știi că el era, voi sunteți sergenții mei, acolo la echipă, nu știu ce. Și zic, bă, acum e momentul, știam că urmează să mă la palat, n-am dormit toată noaptea, gândindu-mă cum să-i spun, să nu zică, nu știi, la el nu știi cum o ia, știi, poate zici ceva, nu-i convine și zice, pleacă, bă, de aici, că ce vrei tu, ba, mai mult, știi. Exact. Și am stat noaptea să mă gândesc, na, făceam filme, ce pot să-mi răspundă, ce argument să-i dau, cum să o formulez, mă rog. Și avem ședința, dura vreo 20-30 de minute, cred, ședința cu noi toți. Bine, bă, băieți, gata, hai, spor la treabă în cantonament, nu știu ce, și zic, ne-a zis, mai rămâneți vreo 2 minute să vă mai spun ceva? Da, tată, și au ieșit restul afară. Zic, ne-a zis, uitați, sunt de 2 ani la echipă, am jucat la echipa națională, sunt tot cu salariul ăla de 5.000 de euro pe lună. Vă rog eu frumos, putem să măriți la 10.000. Stă așa, o secundă, pauză, zice, bă, tată, scuză-mă, eu n-am știut. De luna viitoare intri cu 10.000. Deci când am auzit, cum mă scuză-mă, n-am știut, nu mi-a să cred. El nici nu știa zis acest salariu. Încă probabil mi-ar fi mărit dinainte, că na, acum vezi, joacă unii de 2-3 luni, exact. Gata, 10.000, știi? Exact. Eu deja aveam meciuri echipe naționale, jucasem în grupele Europa League de 2 ori, adică aveam un anumit statut la echipă. Și mi-a făcut de luna următoare 10.000. Așa simplu a fost, dai seama. Măcar a meritat de neagră. De-aia zic, mă mai întreba așa, vorbeam cu oameni, și e bine în fotbal să ai tupeu, mai ales când vine vorba de chestiile astea, că altfel ai fi de pierdut. Adică să ceri. Să ceri și nu numai neapărat chestia asta cu banii, dar am mai avut și cu relația cu impresarii, am de pierdut, în sensul că am fost prea băia bun, am fost, lasă-mă, să nu mai, știi, sau să nu mai deranjez, sau să nu-i mai spun nu știu ce, sau să nu-l supăr pe ăla, sau să... Nu există. În fotbal trebuie să fii ruthless. Da, și în fotbal sau și în viață în general? Cum vezi tu? Poate și în viață. Mă rog, în viață eu am încercat să fiu... Bine, a fost ca în fotbal, dar
Cred că în viață e puțin diferit. Depinde foarte mult și în ce domeniu ești și ce fel de business faci sau, mă rog, și asta contează. De exemplu, în business-ul ăsta cu imobiliarele, ești așa, mai tubeist? E mult mai simplu, cel puțin ce fac eu e mult mai simplu, pentru că l-am pe Mihai, care e prietenul meu, care e asociat în firmă, mai am un al doilea asociat, la fel, care mi-e prieten de vreo 7-8 ani, și suntem noi trei și avem un angajat pe soția mea, pentru că trebuia să avem un angajat. E destul de simplu. Că nu ai de lucrat, adică n-ai angajat, nu trebuie să dai afară, nu trebuie să suni, să, bă, ce ai făcut, treci în birou, nu știu ce, adică n-avem discuții de genul ăsta. Noi am contractat o echipă care ne-a construit blocul, am contractat o altă echipă care ne-a făcut interiorul, finisajele, și eu, zici mai, eu nu particip efectiv la zi de zi acolo, că de-aia sunt ei acolo. Ei probabil au un pic mai mult stres din punctul ăsta de vedere, că mai ceartă pe unul pe altul pe acolo prin șantier. Dar mie, personal, mie e ok. Eu discut doar cu ei, luăm deciziile. Tu ai fost, practic, implicarea ta este mai mult din punct de vedere financiar, nu? Financiar și le-am zis de la început, pentru că noi când am început să facem treaba asta, eu eram încă la Craiova. Că eram, nu aveam nicio șansă. Nu aveam cum să fiu acolo când eu eram fotbalist la Craiova. Am pornit de la început cu ideea asta că evident că voi fi cu banii, în principiu. Și am zis eu marketing, mă rog, am fost cu televiziune acolo, când mai mergeam pe la emisiuni sau așa, mai pomeneam mai de proiect. Asta. Da, asta a fost și a contat, că îți dai seama, până la urmă e expunere și a contat și treaba asta foarte mult. Facebook, promovare pe Facebook, treaba asta m-a ocupat eu de site, adică eu m-am ocupat, nu l-am făcut eu, dar am vorbit cu cineva și am lucrat la site. Cam asta a fost partea mea. Și că se zice că n-ar fi ok să facem afaceri cu prietenii. Mă, ai nu avut, știu. Ai întâmpinat până acum probleme? Eu nu. Eu n-am întâmpinat niciodată probleme. Cred că știu să-mi aleg prietenii. Nu știu dacă... Cred că e o calitatea mea. Sau poate pur și simplu am dat de oameni mișto, dar mă și împrietenesc greu cu cineva pe care îl cunosc de puțin timp sau nu-mi convine mie ceva de la început. Ne oprim într-un anumit punct. Adică ok, da, ne salutăm, nu știu, poate ne mai vedem prin oraș sau, dar nu trecem la un anumit nivel în care să, nu știu, să mergem în vacanțe împreună sau să îl chem la mine acasă sau că dacă nu-mi convine ceva sau simt eu că nu e regulă, păstrez o anumită distanță. Probabil că dacă lucrurile sunt clare de la început, puse pe foaie, Florin, 49,9 tu, implicarea mea, da. Știi? Adică puse pe foaie, cred că e mult mai multă claritate, chiar și dacă faci afaceri cu prietenii. Da, da, da. Și asta, dar oricum e greu, știi, când e vorba de bani, apar discuții și așa am avut anumite discuții la un moment dat. Dar e foarte important să ai o relație bună cu oamenii respectivi. Ați început deja să le vindeți apartamentele? Da, s-au vândut înainte să fie gata. E, da, serios? Da, 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 s-a vândut deci foarte bine. Tot blocul e cumpărat acum, nu? Da, blocul e vândut, nu. E vândut, la noi da. Durează mai mult autorizația decât construcția. Eu acum aștept de un an jumate autorizația pentru un alt proiect în Vâlcea. Tot aștept să începem o dată. Deci, practic, nu te oprești să zici că asta a fost și după aia... Nu, nu vreau să vrem să mai construim. S-a vândut așa bine. Mi-a plăcut tuturor, părticica lui. Cât costa un apartament? În general cam între 1000 și 1100 de euro metru. Am avut, le-am făcut altfel, le-am făcut foarte mari, a fost ceva diferit pentru Vâlcea. Am avut două camere la 70 de metri utili. Și în București găsești greuț așa la un apartament de două camere să fie atât de mare. Și atunci am venit cu altceva și ceea ce credeam că va fi un ghinion uriaș, faptul că noi am început azi și după 3 săptămâni a fost lockdown. Adică a venit pandemia și am zis, Doamne, ce m-am apucat eu să construiesc tocmai acum? Am zis, gata, s-a terminat. Și a fost ok. A fost într-adevăr greu în sensul că, cât a durat perioada cu lockdown-ul, nu putea să vină nimeni să vadă efectiv ce facem, dar nici nu prea aveam ce să vadă, că până la urmă atunci ridicam blocul. Dar odată ce s-a terminat lockdown-ul, deja blocul era ridicat la roșu și puteai să vii să vezi ceva, adică deja puteai să vii să vezi mărimea apartamentelor,
și a început să se vândă rapid. Și lumea căuta, culmea, că după lockdown lumea căuta exact ceea ce făceam noi. Spațiu mare, lumină multă, terase mari, da, și așa mai departe. Da, ca să stai pe balcon măcar dacă nu poți să mai ieși din da, casă, știi? Da, da, da. Și culmea că am făcut apartamentele de 3 camere, cele mai mari sunt de 105 parcă, 105 metri pătrați și ziceam, bă, cine ne dă mă peste 100 de mii la Vâlcea pe un apartament? Și primul apartament pe care l-am mutat a fost de 2 camere, dar următoarele 4 au fost cele 4 apartamente de 105 metri sau 107 metri, nu mai știu exact. Deci alea mai mari și mai scumpe s-a vândut prima oară. Da, dar să știi că în provincie sunt foarte mulți bani. La mine la Caracal, dacă ieși, serios, deci dacă ieși la un suc sau ceva, vezi numai Lamborghini de stălalt Urus, nu știu cum îi zice, da, știi? Da, da. Deci super mașini sunt în Caracal, super mașini de miliarde. Știi cum e? Oameni cu bani sunt peste tot. Acum sigur că unii fac afaceri dubioase, unii chiar au afaceri și, mă rog, poate nu știe toată lumea, dar da, până la urmă cum am fost noi. E un bloc de 20 de apartamente, 4 etaje. Trebuie să-ți găsești 20 de clienți, adică nu e chiar, știi, într-un oraș ca Vâlcea care are 100.000 de locuitori. N-a fost chiar atât de greu, i-am găsit repede. Dar am văzut că mai ai și ai mai investit în monezi virtuale? Da, da, asta cum m-a întrebat cineva la un moment dat într-un interviu. Uh-huh. Cred că 90% sau mai bine de 90% din banii pe care am câștigat eu din fotbal am investit în imobiliare diverse. Asta cu monedele, okay, a fost așa mai mult. Okay. Na, procentual vorbind din banii pe care am câștigat eu e puțin. Dar într-adevăr am făcut bani și cu monedele. Chiar am făcut bani. Dar în imobiliare, adică ai investit înainte de blocul ăsta, te referi? Da, da, da. Adică ce făceai? Luai apartamente, le închiriai sau le cumpărai? Cum? Da, asta a fost primul lucru pe care l-am făcut, dar, mă rog, asta am făcut-o în momentul în care am plecat în Anglia. Adică aveam apartamentul în care locuiam eu, era singura proprietate pe care o aveam. Și când am plecat în Anglia, am dat apartamentul în chirie. Dar după ce am ajuns acolo, am început să investesc chiar în Anglia. Am început să, tot cu ajutorul lui Mihai, că Mihai ajunsese acolo și a început să lucreze pe domeniul ăsta de renovări și construcții. Și am început să cumpăr case pe care le-am renovat și le închiriam și le închiriez și acum, că practic eu din asta trăiesc, da. Ce tare. Că lumea mă întreabă, bă, dar ce faci? Păi nimic. Și cum nimic? Principala mea sursă de venit la ora actuală e suma asta pe care o iau de la chiriile din Anglia. Și asta am început să facem. Case de prin anii 1940, varză, refăcute total, adică când spun total, investiții de 80-100 de mii de euro în ele, schimbat cu geamuri, cu tot ce îți poți închipui și date în chirie. Dar astea au fost primele investiții pe care le-am făcut în imobiliare. Păi și nu e greu că nu ești fizic acolo? Păi eram aproape, pentru că casele sunt în Londra, mă rog, periferia Londrei, eu eram la o oră de mers cu trenul și când aveam timp, mergeam și vedeam ce se mai întâmplă. Mă refer și acum. Acum nu, acum, pentru că am pe altcineva tot un prieten. Mai, dar numai prieten de ăștia. Da, tot pe care îl cunosc de mai bine de 10 ani, care locuiește acolo și el se ocupă, el mi le administrează. Am înțeles. Și deci toate sunt date în chirie la români. Și asta cred că e un avantaj. Da. Deci am vrut numai la români să închiriez, pentru că mă cunosc, pot să vorbesc mai bine, cred că și vis-a-vis de comunicare e mai simplu și mi-e foarte bine, că n-am avut probleme cât majore. Cât e chiria pe lună? În funcție de casă, undeva la, să zic, între 1300 și 1500 lire. Mm-hmm. Că cu două camere, trei camere? Trei camere? Toate au trei? Da. Mm-hmm. Ai, până la urmă, dacă stai două familii acolo și ți împarți... Nu prea e voie două familii, da, e mai complicat. Acolo trebuie o licență specială ca să închiriezi la două familii. Dar mai sunt cu, nu știu, mai au un verișor, mai au un prieten, mai fac și îi mai las să mai pună mai mulți în casă. Care sau cum ți se pare că e relația ta cu banii? Bună, adică după ce am început să câștig bani mulți, a trebuit să încep să învăț. Și am și avut noroc cu ei că erau acolo băieții ăștia
vorbesc și de persoana care mi-l administrează și de Mihai care în momentul respectiv era acolo. Dar am și început să mă întâlneam cu financial advisor, acum nu vine românește numele. Da, știu ce zici. Consultant financiar. Exact, așa. Asta era traducerea. Cum se zice aici la voi, România. Cum se zice la voi, da. Și, da, m-am învățat și eu niște lucruri, adică voiam neapărat să fac în așa fel încât în momentul în care termin cu fotbalul să am un venit lunar care să-mi permită să trăiesc confortabil. Cam asta a fost ideea de atunci. Și am zis, bă, orice ar fi, indiferent ce mai fac eu, să am o pensie, ziceam, făceam la mișto, pensie. Să am o pensie, să știu că pot să trăiesc, ok, nu cât să zbor cu avion privat, dar să am o viață bună în București, că știam că voi locui aici și asta am vrut să mă stabilesc aici. Și ai avut cumva, apropo de programe, că vorbim aceeași limbă, programe, convingeri, ai avut în trecut cumva convingerea, nu știu, că banii se fac ușor, că banii se fac greu, că trebuie să muncești din greu pentru bani, că banii sunt ochiul dracului, știi programele alea? Nu prea am avut niciuna, nici alta. Adică pur și simplu m-am concentrat pe fotbal. Cam asta a fost ideea. Și na, oarecum pe parcursul drumului și parcursul carierei am aflat că din bani din fotbal se pot câștiga bani foarte mulți. Pentru că eu în momentul în care am ajuns la Chiajna, venind din Liga 3 la București, la o echipă de Liga 2, mă gândeam eu că să ajung la Steaua. Adică era prea, un pic prea mare diferența. Nu mai zic de Premier League. N-am avut niciodată curajul să visez la Premier League. La Steaua, într-adevăr, îmi doream ca într-o zi să ajung la Steaua, că eram suporterul echipei. De aceea nu m-am gândit niciodată la să fiu milionar sau să am mașini scumpe sau chestii de genul ăsta. Nu. Mi-a plăcut fotbalul, m-am concentrat pe fotbal și cam asta a fost. Și, vezi, asta mi se pare interesant pentru că citeam tot așa undeva vis-a-vis de a atrage banii, că important este să nu te focusezi pe bani neapărat, ci pe ce îți face ție plăcere, astfel încât să obții banii respectivi. Da, să știi că am pățit cumva treaba asta vis-a-vis de fotbal. După accidentare, după ce am revenit în România, îmi doream foarte mult să reușesc și să demonstrez că pot să ajung iar la un nivel mare și nu mi-a reușit și nu înțelegeam de ce. Pentru că făceam mult mai mult la antrenament și în afara antrenamentului decât făceam înainte și nu aveam nici 50% din rezultate, să zic. Și vorbind cu cineva, un mental coach pe treaba asta, mi-a zis că, bă, nu, pur și simplu n-ai fost pe frecvența bună. Tu erai prea concentrat și prea, mai degrabă, pe frecvența de răzbunare sau de să arăt eu lumii ce, știi, ce pot, decât să fii pe un alt vibe, știi, că bucură-te de fotbal, joacă, știi, ceva în genul ăsta. Și ai rezonat cu chestia asta? A ajuns la tine? Da, doar că a ajuns destul de târziu. Eu nu înțelegeam de ce nu mai reușeam să fac ce făceam înainte și mi-am tot pus întrebări. Oare de ce? Uite că mă antrenez mai mult, fac mai mult. Bă, probabil nu. Mental nu eram pe frecvența bună. Apropo, da, de ce ziceai tu cu banii. Da, și vezi că înainte erai pe frecvența bună de a veni banii la tine, da, știi? Da, da, da. Adică că erai, te bucurai. Da. Băi, vreau să fac asta, vreau să ajung la un nivel înalt, vreau să... Da. Dar nu erai neapărat focusat pe bani. Nu, în niciun caz. Da, super. Povestește-mi de la Steaua. Ai ajuns acolo și nu ți-a fost greu, nu ți-a fost grea, de fapt, trecerea asta de la o echipă cum e Chiajna la campioana României? S-a întâmplat totul foarte, foarte rapid. Foarte rapid. Pentru că terminasem campionatul cu Chiajna pe la sfârșit de mai. La câteva zile după ce am ajuns acasă, eram în vacanță, m-a sunat domnul Pițurcă și cred că, nu știu, început de iunie, am avut vacanță vreo 10-12 zile, început de iunie am ajuns la Steaua. Nu prea înțelegeam ce mi se întâmplă. Am ajuns la Steaua, ne-am dus în cantonament, ne-a spart neapiții cu 3 antrenamente pe zi, o grămadă de kilometri alergați. Adică am zis că eram așa într-un vis, nu apucai, că te trezeai la 7 fără un sfert. Făceam primul antrenament ăla de alergare așa, ne întorceam, dormeam, aveam un alt antrenament la 11,
veneam, mâncam, dormeam, aveam un alt antrenament pe la 6 sau ceva de genul. Adică eram, perioada aia nici nu mi-am amintesc bine. Că zici că eram în continuu așa, nu știu, un sevraj, știi? De efectiv eram atât de obosit și toți eram că nu puteai să stai treaz când aveai timp liber. Te profitai și de o jumătate de oră liberă dacă aveai sau 4 sau o oră. Și s-a terminat cantonamentul, a început campionatul, a plecat Nea Piții, a venit Ilie Dumitrescu și prin august jucam cu Napoli pe Ghencea. Adică a fost atât de rapidă, în 3 luni am ajuns de la Liga 2-a Chiajna să joc cu Steaua cu Napoli în Europa League. Și n-am nici apucat să procesez ce se întâmplă. Nu mi-a fost greu, eu chiar nu mi-a fost greu. A fost așa mai degrabă, era entuziasm 100%, mă simțeam bine, wow, la Steaua. Wow, parcă nu e chiar așa, din nou, parcă nu e așa mare diferența cum eu închipuiam eu. Și a fost bine, chiar a fost bine. Primul an a fost super, chiar mi-a plăcut mult. Cum te simțeai când începea lumea să te oprească la poze, să strige, să... Inițial, a fost o, așa, o chestie. Ok, mai întâlneam cu unul altul. Nici nu prea ieșeam foarte mult, că, na, ok, eu eram la Chiajna, nu mergeam neapărat în București, București. Și după vreo 3 luni, perioada în care am avut multe meciuri, în care ieșeam rar și așa mai departe, am avut un meci la Târgu Mureș și după aveam liber. Și l-am rugat, era Marius Lăcătuș antrenor, l-am rugat să mă lase după meci să merg la Satu Mare și a venit taic-meu să mă ia. Și eu după meci, gheozanul în spate, să ies din stadion, să merg la taic-meu la mașină. Și erau, nu știu, 100-150 de suporteri. Wow, gardo și nu știu ce poze. Și atunci am avut primul impact, așa, zic, păi stai un pic, chiar așa... Vedete, chiar așa vedete sunt, de toată lumea e aici și vrea să facă poze. Sigur că, na, cum e și acum, când Steaua mergea în provincie, era la aeroport, la, după meci, așa mai departe. Și atunci a fost un pic de șoc, așa, zic, bă, stai un pic, chiar așa, se uită lumea la fotbal, uite ce iubită e Steaua, ce nebunie. Na, a fost momentul mai... După aia m-am obișnuit treptate, îți dai seama. Cu faima asta, adică datorită faimei, ai atras și fete? Da, clar. Așa pentru e, nu? Că eu am fost foarte timid. De fapt, m-am dezghețat mult de tot după ce am ajuns la Steaua de motivele astea. Am început să dau interviuri și a trebuit să mă obișnuiesc cu chestia asta și că mă oprea lumea și mă întâlneam cu foarte mulți oameni. De, practic, pentru mine a fost un antrenament. Că am devenit mai sociabil și m-am obișnuit cu atenția. În rest, nu-mi plăcea să fiu în centru atenției, eram timid și, da, altfel, greu. Păi am avut primul sărut la 18 ani. E, da! Îți dau cuvântul meu. Primul sărut la 18 ani. Da, era. Maică-mea deja la un moment dat zicea, păi Florin, dar toți prietenii te au iubită, tu ce faci? Deja cred că credea că sunt pe partea cealaltă, știi? Zicea, mame, lasă-mă că eu sunt cu fotbalul, nu mă mai stresa, știi? Dar da. De ce? Că ți-era rușine să te duci la o fată? Da, eram super, super timid și am avut mereu treaba asta și acum o am. Nu-mi place să mi se spună nu. Știi? Și atunci decât să încerc, mai bine... Dar ce? Deci tu ești pe 29 octombrie. Ce ești? Scorpion? Voilà! Înțeleg acum! Asta cu zodiile, eu n-am înțeles-o niciodată. Dar înțeleg că e o zodie bună, nu? Da, da, e foarte bună și pentru un bărbat e genială. Ok, mersi. Așa, deci, și tu practic asta era programul din spate, era că decât să fii refuzat, mai bine nu mai încerci. Da, 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 mai bine nu încerc și a fost ok, îți dai seama că ți-am zis, primul sărut pe la 18 ani, dar dacă nu eram cunoscut și dacă nu deveneam cunoscut, îți dai seama că... Era mai târziu. Mai puțin. Nu, no, păi... Nu era înainte. Mă rog, mă refer că m-ai întrebat de fete și așa mai departe. Adică eu nu abordam pe nimeni niciodată. Și nici pe urmă. Doar că fiind la Steaua, mă abordau ele pe mine. Da? Era mai simplu. Și ce, îți trimiteau mesaje sau... Da, da, deja începuse Facebook-ul, mai primeam mesaje pe Facebook, mai făceau rost de numărul de telefon, nu știu de unde. Da, și te sunau? Da. Și ce ziceau? Bună? Bună, Florin? Nu mai țin minte. Aia găseau ele. Bine, îți dai seama că îmi trebuia și mie un pic de... Știi? Da, dacă îmi dădeai un semn, deja mă prindeam și eu, nu eram fraier, doar că eram timid.
Foarte tare. Și ai început după aia să ieși așa cu fetele care te abordau? Nu, nu. Tot nu ieșeam pentru că nu vreau să apar. Și atunci... Le chemai la tine. Le chemam la mine sau... Mai aveam eu locuri unde știam sigur că nu o să fiu dat în gât. Pentru că în perioada aia mergea mult chestia asta cu ponturile, știi? Mm-hmm. Primeau ospătare, nu știu care, așa, primeau bani de la revistele Cancan și ce mai erau, dacă ne prindeau la ei. Și mă prietenisem cu Nicolae Tand, încă de prin 2010, îți dai seama. Și aveam un restaurant la cantin de Nicolae, acum l-a închis între timp. Și acolo mai mergeam, când mai vreau să mă văd cu o fată care chiar îmi plăcea și era ok, pentru că știam că Nicolae nu zicea la nimeni, era și undeva mai ascuns așa, nu era în zonele astea hot, era strău, nu știu ce, sau Decebal, sau... Și atunci acolo puteam să mă și văd dacă voiam cu o fată și era restaurantul super mișto, adică nu dădeam greș cu restaurantul. Da, da, că nu, corect. Păi și, de exemplu... Toate lucrurile, adică toată interacțiunea asta cu partea asta feminină te-a ajutat și pe tine să te deschizi și să te antrenezi și din punctul ăsta de vedere ca apoi să abordezi tu. Că bănuiesc că, de exemplu, cu soția ta... Soția mea a fost chinuială, chinuială mare de tot. Serios? Da. Poți să-mi povestești? Da. După ce m-am despărțit, perioada când eram la Chiajna și o perioadă scurtă, perioada de la Steaua, eram... Ce frumoasă e! Eram, superbă. Mersi. Eram cu o fată din satul mare, prima mea dragoste și așa mai departe, ne-am despărțit și îți dai seama, eram singur, la Steaua, happy days, știi? Doar că m-am plictisit destul de repede să mă văd așa, să fiu singur, să mă văd cu una, cu alta, adică nu... Yeah. Mi-am dat seama că nu mi se potrivește. Și căzusem un pic în extrema cealaltă. Bă, ce n-ai fac? Cum să dau și eu de fată ca lumea? Că... Odată ce ajungi să te învârți în anumite cercuri, cum ne învârteam noi, că deja începusem, trecuseră 2 ani, începusem să cunosc oameni, viața mondenă, câștigam bine, aveam 10.000 de euro, îmi permiteam să ies oriunde în București. Și auzeam de o, bă, îmi plăcea de o fată, auzeam ceva nasol, știi, că bă, stai că nu e ok, stai că nu știu ce. Și eram cumva... Mă împăcase la un moment dat cu gândul că nu o să-mi găsesc o fată cu care să mă căsătoresc în România. Deci cel mai probabil o să plec undeva, o să-mi prind un transfer în străinătate, da, și o să-mi găsesc o fată într-o altă țară. Și am cunoscut-o pe Diana, Diana fiind și ea din satul mare, culmea. Am crescut la, cred că, maxim 100 de metri unul de celălalt, dar fără să ne știm așa ca și copii. Am văzut-o în București, o știam de pe social media la un moment dat, știam că e din satul mare. Am întrebat la un moment dat pe cineva de ea, era la Cluj, a fost studentă la Cluj, dar era într-o relație serioasă, am lăsat o baltă și eram la un moment dat cu Suca, era vacanță de vară, eram într-un club. Și eu fiind mai înalt așa, am văzut-o și zic, opa, fi Diana Mic, o chema Mic. Mă uitam mai atent, ea era. Și am mai tras două pahare din ce aveam pe masă și am mers la ea. Și mi-a dat direct, nu știu ce am zis eu atunci, că bună, nu știu ce. Și mi-a zis, lasă-mă în pace, că acum sunt cu prietenii, eu am venit să mă distrez, știi? Adică mi-a dat direct temelie. Și am lăsat-o în pace, zice, am revenit la masă. Am continuat până dimineață și la plecare am mers a doua oară și am zis doar, uite, dacă îți dau mâine pe Facebook un mesaj să-mi răspunzi, și mi-a zis da. Și asta a fost singura discuție pe care am avut-o. Pe urmă am început să vorbim prin mesaje, dar la fel, era foarte, foarte rece. Bine, ajunsesem deja în momentul ăla în care îmi plăcea să dau în sfârșit de o fată care mă respingea sau îmi răspundea sec, pentru că era ușor. Adică orice fată mi se punea pată, îi dea un mesaj, două, hai să ne vedem la o cafea, nu prea eram refuzat. Și în primă fază mi-a picat bine, să zic, știi? Zic, bă, în sfârșit o provocare. Doar că nu accepta nimic, nu vrea să-mi dea numărul, nu vrea să facă nimic. Și abia ce se mutase la București de la Cluj, eu nu știam ce se întâmpla în viața ei. Aveam o prietenă comună și am cerut numărul ei de telefon.
Și am văzut-o într-o altă seară într-un alt restaurant și am zis ok, zic, știu că nu vrei să-mi lași numărul de telefon, dar hai să facem un pariu. Dacă îți fac rost de numărul de telefon, ieșim la o cină sau ceva. Și am zis ok. Eu nu știam la momentul respectiv, dar mi-a povestit ulterior. În momentul respectiv aveau doar 3 persoane numărul ei de telefon, pentru că ea se despărțise de băiatul la care a fost 4 ani sau nu știu cât și și-a schimbat numărul de telefon. Și se mutase la București, deci practic viață nouă, totul nou, aveau 3 persoane numărul de telefon, mama ei, tatăl ei și prietena asta comună. Și eu l-aveam deja în momentul în care i-am propus pariu, eu aveam deja numărul ei. Și practic așa am ajuns noi să ieșim la un restaurant și 9 luni mai târziu primul sărut. Se repeta istoria. Da. Dar ce v-a luat atâta? Păi nu voia nici cum, nu-și dorea nici cum o relație. În prima fază nu-și dorea o relație deloc, pentru că abia se despărțise și încă suferea. Astea le-am aflat eu după aia. Și pe urmă nu voia o relație cu un fotbalist. Asta era primul minus. Nu vrea relație cu un băiat de aceeași vârstă sau mai tânăr, eu fiind mai mic decât ea cu un an. Și eu nu știam lucrurile astea, zic eu. Și am avut greu mi-a fost. Am ajuns la psiholog din cauza ei. E, da. Da, am ajuns la psiholog pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. Bă, zic, stai un pic. Până aia am ieșit de peste 20 de ori. Și la stand-up, și la film. Și se simțea bine. Adică că îți dai seama de o persoană și în primul rând că nu te refuză. Adică da, ea ieșea cu mine, dar când ziceam păi mă, vreau sau vreau să o sărut, se ferea, știi? Și nu mai înțelegeam, bă, ce se întâmplă, stai un pic, ceva nu e ok. Deci am ajuns pur și simplu la psiholog. Și ce m-am bucurat oarecum și atunci și mai ales pe urmă e că nu mi-a afectat fotbalul. Pentru că în momentul respectiv noi aveam preliminare Champions League, am ajuns în grupele Champions League. Eram pe val, fotbalistic eram pe val, dar oarecum m-am ambiționat, știi, ca să fiu mai bun, să apar mai mult, nu știu. Ceea ce pentru ea nu era ok, că nu vrea să apară mai mult sau așa, da? Da, a fost nasol. Psihologul ce ți-a zis? Psihologul mi-a zis să am răbdare, că semnalele sunt bune, că sigur se întâmplă ceva. Ea e de vină, în ghilimele, știi? Uh-huh. Adică oarecum mi-a spus ce vreau să aud, dar a prelungit starea aia mea, știi? Că eu tot voiam să fiu cu ea, ea nu vrea să fie cu mine și stăteam așa, știi? Și până am ajuns efectiv după vreo 6 luni așa de tatonări, am zis, bă, nu mai pot. E că trebuie neapărat să uit, că dacă nu mai fac nimic, adică nu mai concentrez pe nimic, știi? Și cum spun, știi, când cer un sfat, las-o, mă-mi pace, că vine ea, știi? Da, da. Și exact așa a fost, doar că eu n-am putut să o las până nu mi-am dat seama că mă ia capul dacă nu o las. Și după ce am lăsat-o eu, după aia, într-adevăr, a început ea să vină, știi? Și, într-adevăr, a durat 9 luni până ne-a sărutat prima dată. Doar că în momentul în care ne-am sărutat prima dată, ea a considerat că, din momentul respectiv, chiar vrea să încerce o relație. Și așa a fost. Să fie sigură de ea. Da, da, da. Dar mie mi se par super poveștile astea, numai în ideea în care îți dai seama să te uiți așa la ea și zici, băi, tu știi cât de mult te-am dorit eu pe tine, știi? Da, și da, în sfârșit o ai. Da, a fost și un risc pentru mine, mai ales, știi? Că am așteptat atât de mult și, până la urmă, ok, o cunoșteam, dar zici, bă, pana mea, stai atâta, poate se întâmplă ceva, nu știu, nu-ți convine ceva, te muți la un moment dat împreună, poate descoperi cine știe ce defecte, știi? Dar din fericire n-a fost așa, feeling-ul meu a fost în regulă și... Da. Și sunteți super acum, sunteți fericiți, aveți și copilași. Ce da, tare. Mulțumim. Da, a fost... Când a început să nu meargă bine din punct de vedere sportiv, asta era consolarea, că noi doi ne-am înțeles foarte bine. A apărut și David, care... Na, acum ca orice părinte, zic și eu, e un copil extraordinar și... Na, e totul... Avem o familie frumoasă. Da, chiar așa e. Sunteți frumoși cu totul. Mulțumim. Revenind la Steaua, vreau să te întreb că ai stat 4 ani acolo. Da. Până să pleci în Anglia. Uite-l pe Tătărușanu. De 2 ori campion cu Steaua. Da. Cum era relația cu colegii, cu vestiarul, cu suporterii? Cum te-ai simțit?
A fost foarte bună relația. Cam mai mereu. Eu am prins și un pic din generația, să zic, cealaltă. A fost o generație între cea lui Rădoi și cea noastră care a avut succes, când au venit la un moment dat băieții care au luat titlu curziceni, mă refer la Brandan, Bonfim, mă rog, cine își mai aduce aminte acea generație, Bilașco și așa mai departe, mai era încă Bănel din Garda Veche, adică i-am prins și pe băieții din trupa aia și au fost super, super atmosfera la echipă, doar că nu prea au fost rezultate, adică primii mei doi ani, ok, primul an am luat Cupa României și a fost împotriva lui Dinamo, ceea ce a făcut să fie trofeul mai important. După aia, al doilea sezon a fost nereușit și pentru mine, că am avut o accidentare care m-a ținut vreo 6 luni, o ruptură musculară, și pentru echipa la fel, n-am am terminat pe, mă știu, 3-4, ceva de genul, adică n-a fost nici în campionat un sezon bun. Și pe urmă, între timp, se schimbaseră oarecum generațiile. A venit Borceanu, a venit Pintilie, a venit Chiricheș, Suca la Chipciu, adică ușor, ușor în timp, în perioada asta, anul ăla a fost de sacrificiu, să zic, 2011-2012, în care echipa s-a schimbat și anul 2012 a fost primul an foarte bun pe care l-am avut așa cu totul. Și titlu și s-a creat o echipă foarte bună și am avut performanțele cu Ajax și meciul cu Chelsea și așa mai departe. Deci a fost foarte, foarte bine. Al patrulea an acolo, deja, ce să zic, eram spaima tuturor prin campionat. Titlul din nou l-am câștigat foarte lejer, dar a fost marea reușită cu grupele Champions League, ceea ce pentru noi toți din acea generație a fost ceva unic. Până la urmă, puțin fotbaliști au ocazia să joace în grupele Champions League. Dar jucai cu presiune la Steaua? Incredibilă. Incredibilă presiune. Ce au fost meciuri, cum a fost meciul cu Legia Varșovia în retur, care a fost play-off-ul pentru Champions League, când n-am avut așa presiune niciodată în viața mea, nici până atunci, nici de atunci. Deci a fost efectiv. Îmi doream să, nu știu, să primesc o pastilă și să mă trezesc după meci cumva, să nu mai țin minte nimic. Erau presiune din toate părțile. Patronul intrase la închisoare. Ce puseră să apară discuții pe la echipă, cum că sunt probleme financiare. Știam că dacă intrăm în grupele Champions League înseamnă, nu știu, 40 ceva de milioane de euro în contul clubului, adică bugetul asigurat pe câțiva ani. Și a fost și perioada în care Chiricheș era deja curtat de Tottenham și n-a mai jucat în dublă. Și începuse campionatul titular el cu Sucala. Eu am mai intrat așa câte un pic prin meciurile din preliminarii și în play-off am fost titular. Am fost titular și la București și la retur și simțeam presiunea asta, știi? Chiricheș lipsea, ok, cum e echipa fără Chiricheș? Uite, intră Gardoș, pe lângă patron, financiar, suporteri, meme care punea constant presiune pe echipă și presiunea efectiv sportivă a meciului, că joci un play-off de Champions League și îți dai seama că poate e o șansă unică în viață, adică să te bați pentru a intra în grupele Champions League. Relația cu Gigi Becali cum a fost? A fost foarte ok. N-am avut deloc probleme, cred că a contat foarte mult și faptul că am început bine. Am început chiar foarte bine. Adică eram până la urmă necunoscut, de la care nu existau așteptări prea mari. Am venit pe 100.000, transfer, 150.000 de euro la 21 de ani și am ajuns aproape instant titular și la echipa națională. Adică la 22 de ani am debutat la echipa națională mare. Mai bine de atât, era greu să nu văd ce aș fi putut face în plus. Și atunci, normal că am început să mă placă și probabil a văzut și potențialul financiar. Adică acum dacă mă gândesc un fotbalist de un fundaș central mai ales care să de la echipa de Liga 1 să joace la echipa națională la 22 de ani, probabil ar fi ținut așa, în puf, știi cum zicem. Dar da, relația a fost chiar a fost bună, n-am probleme. Au fost la un moment dat o perioadă în care pierdusem cumva primul 11, era și concurența foarte mare cu și Chiricheș juca foarte bine și Sucala juca foarte bine și eram nemulțumit că nu începeam
titular meci de meci. Și într-un meci de cupă am intrat și am luat roșu. Am luat cartonaș roșu. A fost o perioadă mai grea așa pentru mine atunci și am avut noroc că echipa a câștigat și n-am ieșit din Cupa României, chiar și cu un om în minus echipa a câștigat. Și după meci a zis că da, nu știu, nu e normal. Și mama a fost cam prima oară când a ieșit așa public și a zis de mine ceva negativ, știi, și mi-a dat seama, nu mi-a picat bine. Se vorbea că plec de la echipă prin presă, ceea ce era o tâmpenie, dar uneori au ajuns să crezi, știi, a ajuns să crezi ce scrie în presă, nu, în presă, nu ce crezi tu. Exact. Dar, nu, a fost ok, nu. Dar n-ai, de fapt, ți-era frică să nu intri în gura lui? Da, mi-a fost frică de la început, pentru că știam, îți dai seama, toată lumea știe asta când vine, cred că la echipă. Că dacă faci ceva sau nu începi bine, începe să te critice pe la televizor. Și ce mi se pare mai grav acum, de câțiva ani, nu știu dacă se întâmpla înainte, am văzut o grămadă de fotbaliști în ultimii ani veniți, care dacă un meci n-au jucat bine sau nu i-a convenit ceva, gata. Adică numai că i-a criticat public, nici n-au mai apărut deloc în echipă. Câte exemple nu avem, știi? Și atunci, acum mi se pare mai grav din punctul ăsta de vedere. Cred că singurul, mai ales dacă vii liber de contract, s-a terminat. Ok, dacă se plătește o sumă mai mare, nu o să te dea afară, asta e clar, dar dacă vii liber de contract, pericol. Practic, voi erați cum ar veni să-i faceți pe plac lui decât antrenorului mai degrabă, că știați că el face aranjamentele. Până la urmă, dacă știam un lucru, că dacă jucăm bine, facem pe plac tuturor. Și cam asta era ideea, să joci bine, să câștigi. Până la urmă, asta trebuia să faci oricum. Da, corect. Hai să ne jucăm cam niște jocuri. Am niște jocuri pentru tine. Hai să începem cu întrebările astea. La astea e nevoie să le răspunzi pe toate, doar că ordinea diferă, știi? Ok. Trage tu și după aia îmi dai să citesc eu, că e posibil să nu înțelegi scrisul. Sau dacă îl înțelegi. Aia, cum să înțeleg? Crezi că pentru a obține lucrurile pe care ni le dorim în viață e nevoie de sacrificiu sau le putem obține cu ușurință? Păi cred că știi deja răspunsul asta, nu? Nu, ia zi. Sacrificiu, clar. Așa e, nu? Da, da, da. Adică, cel puțin la mine, multe, multe, multe sacrificii de orice natură. Acum nu vreau să întristez lumea, dar am lipsit și de la mormântările bunicilor și de la că aveam meci în ziua respectivă sau era să pierd chiar și banchetul de a 12-a, că eram în probe la Farul Constanța, îți dai seama, la 900 de km de casă, noroc că am ajuns așa în ultima clipă. Adică pe lângă cele de zi cu zi, zic așa, doar de momente câteva așa care să zici că se întâmplă mai rar. De asta cred că ești de părere că în momentul în care primești mesaje, reacții, ceva de genul păi da, mă, da, de două ori cu piciorul în minge și iau o groază de bani fotbaliști, știi? Că vreau să cumva să aducem în lumină și partea asta de sacrificiu, cum spuneai. Da, 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 bine, că niciodată cineva, cred că cineva cine a făcut un sport de performanță sau cineva cine, cum ai fost și tu, sau cunosc reporteri care au fost de-a lungul timpului cu noi în cantonamente și așa mai departe, niciodată nu i-am auzit zicând că își câștigă bani ușor sau nu știu, pentru că știu măcar partea de antrenament, care și partea de antrenament a fost, din păcate, încă noi am prins perioade cum era domnul Pițurcă sau cu alți antrenori care făceau cantonamentele de leurai, efectiv. Acum s-a schimbat un pic, chiar dacă și acum e greu, dar s-a mai schimbat un pic. Nu e chiar cu trei antrenamente pe zi, nu cred că mai face nimeni, nici în perioada de pregătire, da. S-a mai schimbat un pic vremurile, dar pe lângă efortul fizic, că zici că bă, pentru aia ești plătit, de acord, pe lângă efortul fizic, rămân chestiile astea care nu se văd și poate nu se știu și fiecare le are pe lui, adică eu le-am pe astea sau nu mai vorbesc de faptul că, ok, eu am două operații la genunchi. Dar dacă stau să mă gândesc din generația noastră, că vorbeam de ea, la fiecare găsesc câte ceva. Unul a avut probleme cu inima la un moment dat, unul, nu știu, și-a rupt umărul, unul, adică da, sport de performanță nu e sănătos
Asta nu-l faci ca să fii sănătos. Sănătos e ce fac eu acum. Mă duc la sală, alerg frumos pe bandă sau în parc. Asta da, e ok pentru sănătate și recomand. Dar sportul de performanță nu e sănătos. Asta e cel mai important. Greu tragi linie, nu știu câți sportivi sunt, să tragi linie la sfârșit de carieră, indiferent de ce sport faci, performanță, să tragi linie și să zici că n-ai avut nicio operație sau n-ai avut. Foarte puțin sunt. Foarte puțin. Următoarea întrebare. Care este emoția cea mai intensă trăită pe terenul de fotbal de care ți este cel mai dor? Cel mai dor mie de momentele în care jucam acasă, în special, fie că era Ghencea sau Arena Națională, și, nu știu, făceam un tackling sau ceva, o alunecare și deposedam atacantul și aplauda lumea. Era chiar ceva pentru un fundaș, na, că noi nu dăm goluri foarte des și atunci asta era satisfacția mea, cel puțin. Ce fain. Mergem mai departe? Există vreo decizie luată în carieră pe care acum, dacă ai avea puterea, ai schimba-o? Da, există mai multe. Că mai ales în a doua parte a carierei, am luat decizii proaste în general. Dă-mi exemplu. Păi, de exemplu, când eram încă în Anglia și apropo de ce ziceam cu impresarii, eram în Anglia și știam că trebuie să plec, pentru că antrenorul pe care l-aveam în momentul respectiv mi-a spus că nu se va mai baza pe mine și că trebuie să plec. Și am avut o ofertă, de exemplu, o ofertă bună din Israel. Dădusem unui alt impresar, se dau cu autorizații, un fel de împuternicire pe o anumită țară. Uh-huh. Îi dădusem unui alt impresar împuternicirea pe Israel, dar mai erau două zile din perioada de transferuri și nu venise cu nimic. Și un alt impresar avea o ofertă concretă pentru mine de la o echipă din Israel. Și practic era cumva un conflict. Uh-huh. Bine, credeam eu. Dar de fraier ce am fost, eu l-am sunat pe respectivul, l-am întrebat ce pretenții ar avea în condițiile în care mi-ar veni oferta prin altcineva și el vroia, nu știu, 40% din comision, procentaj din salariul meu și așa mai departe. Și nu era neapărat problema de procentaj, dar era problema cu celălalt impresar vis-a-vis de cei 40%, că cine vrea să-și dea jumate din bani pe munca lui. Da. Și în loc să semnez și să-mi văd de treabă și să mă judec cu ăla vreodată dacă se punea problema, cu toate că nici, cred că nici nu mai ajungeam să ne judecăm, eu am zis, bă, asta e, știi? Sau... Da, e o chestie de bun simț, că până la urmă, da, cred că tu te-ai gândit că nu trebuie să ai bun simț în fotbal, trebuie să mergi, știi? Și am mai avut momente, nu știu, când am venit la Craiova, m-am certat cu Davis Mangea și a trebuit să plec. Am plecat la Iași împrumut. După ce m-am terminat la Iași, a fost o perioadă în care am început să joc și mi-a fost bine și începeam să mă simt din nou bine. Și mă sunau fel și fel de impresari, pentru că aveam CV și aveam, încă eram la o vârstă bună, și mă sunau și îmi spuneau, vezi că există interes din Turcia, vezi că există interes din nu știu unde, de colo. M-a sunat cineva că ar avea oferte de la Trabzon. Wow, Trabzon, spune, echipă chiar echipă importantă din Turcia. Și eu, în ideea că, bă, sigur din astea, sigur este ceva, m-a sunat domnul Rotaru, ce faci? Mai vrei să mai vii la Craiova sau căutăm pe altcineva sau vii și îți faci pregătirea? Și eu, la fel, fraier, m-am luat după impresarii care lupește, care ziceau că am ofertă, când colo n-a ieșit nimic cu nicio echipă, am pierdut toată pregătirea cu Craiova. M-am întors la echipă într-un moment în care ei au văzut că nu plec nicăieri, nu semnez cu nimeni, și mă sunase Corneliu Papură, care era antrenor, și mi-a zis, ce faci? Că văd că nu semnez nicăieri, vin apoi? Zic, da, vin înapoi, că văd că
am fost păcălit, știi? Și am venit înapoi și lucrurile arătau bine, doar că am pierdut toată pregătirea și la primul meci oficial m-am accidentat la genunchi, iar operație, iar 6 luni, iar... Adică, da, multe decizii aș avea așa care le-aș lua altfel. Și mai sunt, mai am exemplu. Da. Poți să le mai zici sau trecem la următoarele? Trecem la următoarele, că... Mai trebuie să mai plecăm și acasă. Care este omul care ți-a marcat cel mai mult cariera? Acum sigur că e greu să dau un singur nume. Primul om care îmi vine în minte e tatăl meu. Dar ca să dau un antrenor... aș zice Emil Săndoi. Da? Emil Săndoi... Ți-a fost antrenor la tineret. Mi-a fost antrenor la tineret și... Știu, în fotbal am trăit foarte mulți oameni, de fapt foarte multe persoane și puțin oameni, pentru că în fotbal sunt fel și fel de persoane cu tot felul de interese și e multă politică și mă rog, dar din prima clipă am simțit că domnul Săndoi e om în primul rând și asta mi-a plăcut foarte mult, adică eu am ajuns la Naționale Tineret din postura de jucător al Chiajnei când era domnul Săndoi. E adevărat că am și început foarte bine, am dat golul victoriei la debut într-un meci cu Polonia și pe urmă a început să mă cheme. Dar am simțit așa că mă apreciază și a continuat să mă cheme în ciuda faptului că știi cum e la tineret și acolo. Dacă ăla vine de la o echipă, sigur se pune presiune că așa, și ăla care e la Chiajna în Liga a doua, ce putere o avea clubul ăla să-l împingă, mă rog. Deci chiar cred că am ajuns 100% pe merit și am apreciat că m-a chemat în continuu și mi-aduc aminte așa de un episod, eram în cantonament, nu mai știu exact unde, și eu pe screensaver-ul de la laptop, de fapt pe background-ul de la laptop, aveam o poză de la Naționale Tineret, pentru că era cea mai mare reușită a mea, adică na, jucasem la Chiajna și la Naționale Tineret și aveam o poză cu un tricou echipei naționale din meciul cu Polonia. Și mi-a observat background-ul și m-a dat exemplu. Și că uite, asta înseamnă să vrei să fii cu adevărat la Naționale Tineret sau să vrei să fii la echipa națională. E un detaliu mic, știi, dar m-am bucurat foarte mult că l-a apreciat. Eu chiar îl puneam pentru că pentru mine a fost o reușită importantă. Și am simțit așa mereu, nu știu, că există o relație specială între noi. Dar, repet, ar mai sunt antrenori și ar putea să numesc mai mulți antrenori care fiecare a avut așa câte o părticică și au contribuit la ascensiunea mea. Ok, mulțumesc. Ultima? Uh-huh. Mai vruiai? Stai că mai am. Începuse să-ți placă. Simți că retragerea ta a venit prea repede? De simți, nu simt, pentru că mă simt foarte bine acum și nu pot să zic că mi-e dor de fotbal. Dar dacă mă întrebai când aveam 21 de ani dacă o să mă retrag la 33, sigur aș fi zis că e prea devreme și că aș putea să joc până la 35. Dar asta a fost. Adică la mine eu nu m-am retras pentru că nu mai puteam sau că, nu știu, mă durea ceva sau pur și simplu am considerat că sacrificiile pe care le fac nu mai merită. S-a și întâmplat să fie, nu știu, s-au adunat așa o grămadă de probleme la clinceni în ultimele 6 luni cu neplata salariilor, condițiile slabe, bine, condițiile slabe erau oricum, dar acum a fost cumulat cu neplata salariilor, cu un lot schimbat fără motiv, adică eu n-am înțeles de ce, când ai o echipă de locul 5, tu dai afară sau renunți la 9 jucători. Ok, Cordea l-a luat Steaua, era, era clar că 2-3 dintre ei vor merge la o echipă mai bună. Dar restul, de ce să renunți la ei? Deci am simțit că ceva nu e în regulă acolo, se renunță prea ușor doar din ideea de a duce alt jucător și probabil la, nu știu, să mai iei niște comisioane, că altă explicație nu găseam. Deci practic și-au bătut joc cumva conducerea și-a bătut joc de echipă. Am început să pierdem, a plecat Ilie Poenaru, care mă înțelegeam foarte bine și
practic din momentul ăla s-a cam ales praful și efectiv am simțit că genul ăsta de fotbal n-are rost să continui, adică bani nu, condiții nu, antrenamente nu, satisfacții fotbalistice nu, deci practic nu mai aveam nicio bucurie, măcar una, încercam să mă leg de ceva, să mai găsesc de ceva și n-am mai găsit-o. Apropo de lucrul ăsta, ți se pare că sunt lucruri nedrepte care se întâmplă în fotbal? Da, bineînțeles. Sunt și vor fi și așa e în viață. Și cred că pe măsură ce accepți chestia asta cât mai rapid, o să-ți fie mai ușor să treci peste. Și ce am învățat așa anii ăștia de fotbal e că chiar dacă ești nedreptățit și chiar dacă poate toată lumea știe sau aproape toată lumea știe din vestiar sau din conducere sau ce-o fi că ești nedreptățit, nu prea ai ce să faci decât să înghiți și să mergi mai departe. Pentru că ca fotbalist nu prea ai cum să ieși câștigător într-un conflict cu un antrenor sau cu un conducător. Adică doar trebuie să fie un caz foarte, foarte special, să fie indispensabil, să nu știu, să se fi plătit o sumă foarte mare pe tine sau să se dorească o sumă foarte mare pe tine, dar și atunci e greu. Doar că în România încă mai merge, dar în altă parte nu mai merge, clar. Te-ai transferat pentru 6,8 milioane la Southampton, al doilea cel mai bun transfer din după Kirikesh, dacă mi-aduc aminte, nu? Da, la momentul respectiv cred că da. Cum a fost povestea acolo? Ai ajuns și ce s-a întâmplat? Adică a fost practic oarecum un ghinion că te-ai accidentat, nu? Că puteai da, să... Da, normal, adică cariera mea era în plină ascensiune. Aveam 24 de ani, care la 24 de ani am debutat în Premier League. Era o vârstă senzațională. Și da, s-a terminat primul sezon în care am jucat destul de puțin, dar am avut și o echipă foarte bună. Cea mai bună echipă, practic, din istoria clubului. Pentru că a fost cea mai bună clasare din istoria clubului. A fost locul 7 în anul în care am și apucat să joc. Da, puțin, am avut, cred că, 17 sau 18 meciuri în toate competițiile. Undeva la jumate față de ce am avut la Steaua în anul, poate chiar mai mult de jumate față de ce am avut la Steaua în anul precedent. Și m-am accidentat practic după vacanța de după primul sezon. Am chiar primul sezon, am luat vacanță 7 săptămâni. Nu eram obișnuit să am vacanță vara atât de mare, pentru că în Anglia, nefiind vacanță deloc iarna, vacanța de vară e mai lungă, adică se cumulează cumva. Și eu obișnuit cu 10 zile cât aveam la noi, 7 zile, 10 zile. Cred că n-am gândit-o bine la momentul respectiv. Eu, fiind obișnuit cu antrenamentele lui Tommy Neubert, venind după, am avut sezon cu 40 de meciuri la Steaua, deja la nivelul meu fizic, din punct de vedere fizic, cobora, pentru că jucam puțin și am jucat puțin în special spre finalul primului sezon, vorbesc de martie, aprilie, mai, deci practic pregătirea mea se tot ducea în jos, pregătirea mea fizică, și a venit și vacanță de 7 săptămâni în care am ajuns aproape zero. Și ok, eu mi-am făcut programul de vacanță pe care l-am primit de la echipă, era ceva foarte lejer, alergare nu știu cât, 10 minute, 15 minute, abdomene, flotări, nu știu ce. Și când am revenit la pregătire, acolo se făcea altfel, nu eram cum eram obișnuit la noi. La noi eram obișnuit, vii în pregătire, bam, alergi de sar capacele, după 5-6 zile ai primul meci amical. În schimb, acolo a fost altfel, am ajuns, am făcut un test prima zi, a doua zi m-am plecat în cantonament, a treia zi am avut primul meci amical. A fost groaznic. Abia mă mișcam. Simțeam că sunt total, total nepregătit. Și cred că la câteva zile distanță, în al doilea meci amical, m-am accidentat. Deci eu m-am accidentat pentru că eram total nepregătit pentru momentul ăla. Și e de vină cineva pentru asta? Eu sunt de vină. Clar, eu sunt de vină că acum, dacă aș avea mintea de acum, aș face cu totul altceva. Ce? Păi, primul rând, cred că
mi-aș lua un antrenor personal asta și l-aș lua cu mine, ok, n-aș fi renunțat la vacanțe, că am fost normal, aveam concediu, veneam după un an în care, na, meciuri, cantonamente, nu știu ce, chiar dacă n-am jucat așa mult, oboseala psihică tot era. Și am fost în două concedii, cred că am fost în Mexic, primul și la Mykonos, sau invers. Uh-huh. Acum, dacă aș face același lucru, aș face exact aceleași concedii, să zic, doar că mi-aș lua cu mine un preparator fizic și mi-aș face antrenamentul dimineața 9, 10, 11 și pe urmă... Distracție, da. Deci nu m-am comportat ca un fotbalist de Premier League, cred că m-am comportat ca un fotbalist de Liga 1, să zic. Sau, n-am știut să gestionez o anumită situație, nu știu. Probabil că dacă aveam pe cineva lângă mine care să fi trecut printr-o experiență, acum dacă ar da Dumnezeu să ajungă fiul meu în Premier League, îți dai seama că știi ce sfaturi să-i dau și i-ar fi mult mai bine. Da, este adevărat că fotbaliștii englezi beau mult și după aia vin la antrenamente și n-au nicio treabă? Nu știu. Nu știu de asta. Eu, sincer să fiu... nu știu de asta. Eu, sincer să fiu, mă așteptam să... Cum zici tu, era o reputație aia. Mamă, merg în Anglia să vezi ce beau aia, ce... Dar nu. N-am avut așa, să zic, ieșiri și așa. Ce mai îmi povesteau din... Am avut la echipă masseur care... era de 20 ceva de ani și chiar îl prinsese pe Dan Petrescu, ca fotbalist la Southampton, că Dan Petrescu a fost pentru puțin timp acolo și îmi zicea că se făceau. Atunci chiar se făceau, adică se făcea după meci, în autocar, nu știu ce. Eu cât am fost 3 ani jumate în Anglia, eu n-am văzut alcool la echipă nicăieri. Nu exista alcool în vestiar, la refacere, cum e în România, la bere, sau nu exista așa ceva. Pentru doping, nu. La cină, dar la doping era, dar fără alcool. La cină dinainte, la fel. La noi, la cozi înainte de meci, ești în cantonament seara, la cină ai voie vin roșu, un pahar de vin roșu. Acolo nu exista niciun fel de alcool. Deci eu n-am văzut deloc alcool 3 ani jumate acolo. La echipă. Mă refer în programul echipei. Mai făceam, era Christmas party, se organiza de băieți și se pleca organizat spre Londra și mergeam la club sau făceam ceva împreună și atunci, da, normal, se bea. Dar nu cum mă gândeam eu, zic, să vezi, câștigăm meciul, să vezi ce mare paranghelie o să fie și ce beții și ce... Nu există. Cum sunt vedetele acolo la ei, fotbaliștii? Să știi că am observat un lucru de-a lungul carierei. Pe măsură ce am ajuns la nivel mai înalt, am întâlnit mai mari caractere și băieți mai tot, parcă tot mai de treabă și super. Deci vestiarul senzațional. Chiar dacă am simțit că e o diferență de știi, au o altă cultură, de exemplu englezii sau scoțienii sau irlandezii față de noi balcanici sau italieni sau nu știu ce. Era zi liberă, era vreme bună, mergeau la golf sau mergeau să se uite la cricket. Sau îi auzeam pe unii, vii la mine de seară, ne uităm la darts. Ziceam, bă, cum stuiți la darts? Sincer, stă ăla și dă cu, știi? Bem și noi ceva, mâncăm, da, bine, beau, că de grătar. Beau, bere, nu știu ce. Noi, în schimb, mă înțelegeam foarte bine și acum mai păstrez legătura cu Graziano Pelé, italian, Dușan Tadic, sârb. Păi noi când aveam zile, bă, mergeam la Londra, ieșeam la restaurant, mergeam la spa... Că aveam cu totul alte preocupări. Aici simțeam diferența, dar în vestiar era super treabă. Nu, rar să existe discuții sau certuri. Mai degrabă certuri în antrenament, că, nu știu, nu lovea prea tare sau chestii de genul ăsta. Dar în vestiar să se supere cineva vreodată că ai făcut ceva sau... Uite, acum mi-a venit niciodată să te întreb, îți dai seama ce diferență între cum ai venit tu în probe la sportul studențesc și cum era vestiarul și cum... E unde ai diferență ajuns, de știi, la cer la pământ. Da, nu, nici nu pot să... Nu există termen de comparație. Ție ți se pare că noi avem fotbaliști vedetă, cu adevărat, în România? În momentul ăsta nu. Nu prea mai avem. Dar depinde ce înseamnă vedetă. Vezi, dacă stai să o iei așa, nici noi nu prea am fost. Ok, noi am avut o perioadă foarte, foarte bună la Steaua și toată lumea vorbea despre noi și cred că sunt mulți oameni care s-au simțit mândri când au văzut că batem pe Ajax sau batem pe Chelsea la București sau... E normal că și eu la fel mă simțeam când a jucat Steaua Rapid semifinală de UEFA sau... Dar
ce să zic, așa, per total, a fost o perioadă bună, toată asta de la Steaua și vedete, cu adevărat, cred că a fost Chivu, sincer să fiu. Chivu, care a câștigat Champions League, el e vedetă, dacă e să o iei așa, și comportamentul lui ca om și în teren și în afara terenului. De la Chivu încoace nu prea mai fost vreun vedetă, să zici că... A fost Mutu, dar Mutu n-a avut probleme pe care le-a avut extrasportive și atunci poate pe anumiți fotbaliști tineri i-a dezamăgit în sensul ăsta. Ok, acum s-a maturizat, e alt om, îl vedem ce serios e pe bancă. Dar în rest, vedete, mai puțin. Tu ai, am văzut că ai făcut și o campanie când ai fost în Anglia. Mi-am notat aici Român ca lumea. Da, da, da. Da. Bine, pot să fac eu un fel de introduci, că tot pe tu apă, să mai stai și tu liniștit. Practic, pe unde te duceai tu în Anglia și întâlneai români care munceau, care erau oameni serioși, stăteai și făceai capturi cu ei și îi postai de fiecare dată pe internet, spunându-le în câteva cuvinte povestea, tocmai pentru a scoate în evidență faptul că românii nu sunt doar romii care fură și care merg în străinătate să facă nenorocire acolo, ci sunt și oameni care au plecat de acasă tocmai pentru un trai mai bun, să muncească în străinătate și sunt serioși. Da, campania a pornit din cauza asta, că România avea o imagine destul de proastă în Anglia în acel moment. Acum mi se pare că e mai bine un pic, dar atunci chiar era, adică mi se pare că erau și prin presă așa articole care păreau, știi, țintite să fie anti-român și așa mai departe. Și asta te-a revoltat? Da, îți dai seama, era frustrant. Chiar dacă eu, culmea, când mă întreabă lumea, eu nu m-am lovit niciodată de o situație de genul ăsta, chiar dacă lumea nu mă cunoștea, că la Londra nu mă cunoștea nimeni când mergeam. Și dacă ziceam că sunt român, n-am simțit niciodată nimic negativ. Dar, da, parcă era o campanie anti-român și anti, în general, imigranți. Și așa a pornit toată ideea. Că hai să prezentăm și românii mișto, pentru că majoritatea sunt mișto. Aia la alți care fură și fac alba neagră, aia sunt procentual cât? 0,1% sau foarte puțin. Ideea era, sigur, eu, când am gândit-o atunci, aveam o echipă cu care lucram atunci pe social media, am zis, ok, ține de mine să ajung tot mai sus, să joc cât mai bine, și să apară în presa din Anglia, că eu de fapt asta îmi doream cel mai mult, să apară toată chestia asta în presa din Anglia. Din păcate, mie fotbalistic nu mi-a mers bine și atunci nu mi-am atins scopul în sensul ăsta. În schimb, în România, da, a fost foarte apreciată ideea. Chiar, știu că la un moment dat, pe lângă faptul că mă oprea lumea pe stradă și m-a felicitat pentru campania asta, s-a vorbit în presă, s-a vorbit, mi-au cam zis și la radio, adică în România chiar a avut impact, dar îmi doream eu acolo, știi, să schimb ceva acolo, că românii știu că majoritatea românilor care pleacă dincolo sunt oameni ok, dar englezii nu. Apropo de social media, am văzut că ai succes pe TikTok, îți spui, ai 1,3 milioane de aprecieri. Mă gândeam, m-am speriat, era să intru acum să văd, dar credeam că urmăritori. Așa, urmăritori ai cât 70 și ceva de mii? Da, 70 și ceva de mii. Îmi place TikTok, o spun sincer. Îmi place cel mai mult, îmi place acum. Serios? Da. De ce? Special pentru că, uite, exemplu, Facebook-ul cu care am început, că a fost prima platformă în România și mi-am făcut-o când eram la Chiajna, îți dai seama, pe vremea aia. Parcă dai scroll, sunt acum numai trei postări, una e reclamă, prea multe informații, e o harababură, așa, devine enervant, sincer să fiu. Și Instagram îmi place, dar nu știu, Instagram îl văd mai mult pe poze și mie nu-mi place să fac poze. Și atunci pe TikTok poți să pui cam ce vrei. Și ce îmi place că
nu te stresează cu reclame, nu mai ai problema aia că tot îți apare câte ceva să dai click, să închizi, să nu știu ce. Nu-ți place? Pac, ai dat cu degetul frumos, te uiți la următorul video. Și mi se pare că mi se potrivește. Acolo e o platformă în care chiar pot să pun, mai ales acum că am terminat cu fotbalul, ce fac eu așa în viața de zi că cu zi. Că îți bei un vinuț, că... Pasiunea mea cu, mașinile, cu carnea de vită, cu, gătitul, cu mașinile. Da, postez un steak când mai fac, cu mașina, cu, mă rog, vacanțe și așa mai departe. Pentru Facebook sau Instagram nu mi se pare potrivit, na, fiind fost sportiv și așa mai departe. Parcă nu mi se pare atât de potrivit să fac chestia aia, dar acolo e exclusiv pentru chestii extra fotbalistice, să zic, și sunt mai mult, eu zic lifestyle, știi, adică din ce fac eu de zi cu zi. Am văzut, mi se pare că am pus poza în care te-ai fotografiat cu celebrul ăsta, bucătar. Da, am înțeles că e scump omul, nu? Foarte, foarte scump. Serios? Foarte scump, da. Dar nici n-aș fi mers. Cât ai dat? N-am dat eu, vezi, lumea, am postat poza și lumea făcea mișto de mine. Te-ai dus tu să dai ca fraierul banii și nu știu ce. Fraierul a fost finul meu, care, mă rog, în ghilimele. În ghilimele, da. Am mers în Dubai cu finul și fina mea și ziua lui e pe 29 decembrie și am mers chiar de Revelion în perioada aceea și mi-a zis, bă, visul meu este să mă duc la restaurant, la omul ăla. Și zic, ok, dar o să fie scump. Nu știam cât de scump. Am reușit cu greu să iau o masă. Să închipui, am făcut rezervarea la ora 22. Doar atunci era liber și am intrat la ora 12 noapte. Deci la ora 0 ne-am luat masă, era o nebunie acolo pentru că era el. Când e el, e altceva. Am mers, ne-am așezat la masă și ne-a explicat oamenii că, de fapt, când vine domnul șef, se aduce un alt meniu, e un meniu de aur, și orice comanzi de pe acel meniu, vine el și îți taie carnea și îți face show-ul ăla cu îți. Și ok, am stat să ne uităm meniu. Bine, el a zis că ok, mergem, dar plătesc eu. Asta a fost argumentul și așa e ziua mea. Și am zis, ok, mergem atunci. Eu i-am zis de vreo 10 ori până în ora 12 că, bă, mai stăm aici la coadă, pe bune. Când crezi că intrăm, știi? Nu, stăm. Mă rog, până la momentul la ora 12. Și da, erau câteva preparate, mai știu, cotlete, berbecuț, burger, nu știu de care, cu alea toate cu aur, antricot. Și erau alea scumpe, la 1000 de... 6000 de dirham sau ceva de genul, jur de 1000 de euro sau mai mult de 1000 de euro, nici mai știu exact. Era tomahawk acolo cu osul la mare, mă rog, oricum nu ne atingeam de alea. Și zic, bă, hai să luăm ceva din meniul de aur, să vină omul să te pozezi cu el și așa. Eu m-am pozat cu aici cu el pe sală, nu era la masă. Că se oprește la poze dacă îl chem, nu are probleme. Și zic, vine, îți stai, te filmezi, poți să postezi, tot ok. Și restul comandă din meniul celălalt, care nici ăla nu era ieftin. Adică vorbim un steak, să zic, cu 300 de grame de ceva, era în jur de 300 de euro. Adică am plecat cu notă de 1000 și ceva de euro în 4 inci. Și, mă rog, am vrut să luăm burgerul, că era mai ieftin, doar să vină el să-l taie. Și a zis ăla, păi nu-l mai avem. Păi ok, dați-ne cotletul de berbecuț, că era în ordinea asta la preț. Păi nu-l avem nici pe ăla. Ei. Bă, da, sunt acolo, băi, n-aveți nimic. Ce, bă, dar l-avem ăsta. A, luați ăsta la 1000, că e mare pentru toți. Hai, mă, fii serios. Și, până la urmă am luat a treia variantă din meniu. Era un antricot, tot ceva cu foiță de aur, cu nu știu ce. Și ne-am făcut damblau, a venit. Omul ne-a tăiat-o și am făcut filmuleț și ok. Da. Carnea senzațională, dar niciodată n-ai cum să justifici bani. Prețul ăla. Da. Vezi, omul care n-are niciun fel de program pe a primi bani. Da. Chiar că a pus odată sare pe carne și gata. Exact. Hai că mai avem un joc. Am acum niște întrebări scurte. Ok. Bine, la prima o să dezvoltăm puțin. Steaua egal FCSB? Da. Și să și dezvoltă. Păi, pentru mine cel mai bun argument e că FCSB a fost continuatoarea pe plan sportiv. Acum, sigur, partea aia, tot ce ține de
tribunale și de avocați și de cum s-a luat marca și așa mai departe, sincer să fiu, cine o știe exact? O știu câțiva oameni, probabil câțiva avocați, da, s-a dat o sentință. Eu nu îi mai spun când merg la televizor, nu o să-i mai spun Steaua pentru că n-am voie, dar pentru mine e Steaua și n-aș putea vreodată să, cum să zic, adică eu, dacă eu am jucat acolo, la echipa unde e patron Gigi Becali, eu am jucat între 2010-2014, când echipa se numea Steaua și aveam Steaua în piept și când am luat al doilea, primul titlu, cântam cu suporterii, sunt fericit și mă simt bine, cu 55.000 de oameni în tribună. Scopul vieții l-am găsit când te-am întâlnit pe tine, o Steaua e. Așa cântam împreună cu ei, cu toți. Și acum să vii să-mi spui că de fapt nu e Steaua și că e o altă echipă, n-am cum să accept chestia asta niciodată. A, că eu înțeleg pe, că în special cei de la Sud, de la Peluza Sud, care au fost mereu nemulțumiți de patron, încă de când am venit la echipă și probabil și dinainte. Înțeleg că și eu mi-aș dori să fie condus clubul super profesionist, ca în Anglia ar fi ideal, da? Asta e compromisul pe care, na, asta e. Suntem nevoiți să acceptăm așa. Încerc să accept ideea asta că măcar se scot bani și uite că plătește bani pe transferuri și echipa n-a murit cum a murit, mă rog, sau aproape a murit Dinamo și Rapid. Da, corect. Cel mai bun prieten din fotbal. Cel mai bun prieten din fotbal? N-aș putea să spun doar unul. Sucal ar fi unul dintre cei mai buni. Și Rusescu în ultima vreme, pentru că întâmplarea a făcut să ne mutăm aproape scara lângă scara, adică cred că e la 50 de metri unii de alții și avem un grup de WhatsApp vecinii, adică suntem ca ok, hai la mine astăzi, hai, da, da. Că așa. Și am avut mereu o relație foarte bună cu Geraldo, care chiar dacă nu mă văd des, e un băiat senzațional, și cu Big Falvi, care e din județul Satu Mare, ne știm de pe la 10-12 ani, cu el mă văd cel mai rar, dar oricum relația rămâne. Ați crescut practic împreună. Da, eram adversari. Satu Mare sau Southampton? Satu Mare, clar, mai ales pentru că Southampton e urățel, oraș urățel. Nici n-am locuit acolo și cred că la un moment dat erau vreo 20 din echipă care nu locuiau acolo, adică locuiau într-un alt oraș lângă Winchester, se numește, unde am și am o casă și acum acolo, mult mai frumos, și acolo locuiau toți și făceam naveta, mă rog, făceam vreo jumătate de oră până la stadion de acolo. Petrecere românească sau petrecere englezească? Românească, 100%. Jucătorul cu care sau împotriva căruia ai jucat și ți s-a părut de pe altă planetă? E cel mai simplu răspuns posibil, Messi. Am jucat în, chiar dacă meciul respectiv n-a fost la nivel înalt, am jucat în România-Argentina și a fost Messi. Și l-ai atins așa? L-am atins la un moment dat, dar cam atât. Și cum ți s-a părut? E uman așa? E om, nu? Da, e om și el, da, dai seama. Dar a fost o chestie atunci că, nu știu dacă îți mai aduce aminte, se simțea rău, a vomat pe teren, a fost o chestie genul ăsta. Da, nu mai mi-a aminte. Da. Și oarecum a umbrit, știi, chestia asta, că bă, Messi a vomat pe București, a vomat pe teren la București, știi, adică a luat cumva din... Da, a fost o experiență, na. Orașul în care ți-ai dori să locuiești? București. Cel mai complet antrenor cu care ai lucrat? Complet? Aș spune Cosmin Lajoroi, deși am lucrat puțin, asta e impresia pe care mi-a dat-o. Ce ai făcut cu primii bani câștigați din fotbal? Mi-am luat un laptop. Ai cheltui echivalentul unei mașini pe un ceas? Da, am și cheltuit. Da? Cât ai dat? Păi asta e cel mai scump ceas. Dar am două ceasuri. Uh-huh. Asta e cel mai scump. Asta a fost sunt 12.000 de lire. De asta le ating și eu. Wow, da, și ții mașină bună. Ții ceva, da. Și asta dar e mai... la asta crește valoarea, asta deja valorează peste 20. E, da, serios? Da. Și celălalt? Celălalt a fost... Am avut așa două
momente nu pot zic că sunt pasionat de ceasuri, îl consider așa un accesoriu. Da, un accesoriu pentru un bărbat obligatoriu, că eu nu sunt cu inele sau cu brățări sau cu nu știu ce. Mă rog, inele, verighetă, da, mă refer cercei, nu știu ce. Nu ești Neymar. Da, și oarecum o chestie de statut. Și am ajuns, când ne-am calificat cu Steaua în Champions League, am luat un bonus de 120.000 de euro și am zis, e momentul să-mi iau un Rolex. Atunci mi-am luat Rolex-ul, a fost în jur de 7.000 de euro. Procentual i-a crescut mai mult valoarea decât ăsta, dar nu valorează atât. Asta adică, ce firmă e? Vacheron Constantin. Am înțeles, mă scuzați, nici nu m-am auzit. De Rolex am auzit, dar de ăsta nu. Da, super. Da, și ăsta mi l-am luat când am ajuns în Premier League. Deci a fost ideea asta. Să bifez așa. Da, 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 să bifez, dar nu o să mai iau și nici mi-am mai luat altul. Deci sunt astea două. Bere, vin sau altceva? Vin. Da, vin roșu. La greu. Nu la greu, dar așa, de când am început să mănânc vită mai des, am început să fiu și pasionat așa de vinuri, dar în sensul că și am și citit, adică chiar sunt pasionat. Nu cunoscător, doar pasionat. Doar pasionat, am înțeles. Mai avem încă două jocuri pe care o să le facem repede, că bănuiesc că ți-a venit foame de când stăm nici aici de două ore, sună telefonul. Da. Uite, avem cartea asta care se numește Numerele Îngerilor. Așa. Sunt aici cifre de la 1 la 999 și sub fiecare cifră de aici este un mesaj. Tu îți pui o intenție, nu ne spui nouă intenția, nu știu, o chestie care nu neapărat că te macină în momentul ăsta, dar e un răspuns pe care cum ar veni ai putea să-l afli prin intermediul mesajului pe care îl citești. Ok. Intenția nu ne-o spui, însă mesajul o să-l citesc eu. Deci și deschizi, să aleg numărul sau... Da, te pur și simplu deschizi cartea undeva unde vrei tu și vezi pe care cifră ți se îndreaptă ochii. Ok. Și mi-o arăți. A, deci nu setez numărul de la început? Nu setez numărul, doar intenția. Tu spui intenție, te conectezi cu cartea și aia e. Okay. Faci un spiritism. Hocus pocus. Hai să mă gândesc. M-am gândit, gata. Și? Mi aleg un număr așa la întâmplare? Dar nu citi. Doar te uiți direct pe numărul ăla. Nu citi. Ah, ok. 124. 124? Da. Îngerii îți reamintesc să nu te gândești niciodată că altcineva e mai spiritual sau mai conectat la univers decât tine. Concentrează-te pe sfințenia ta. Nu cred. Ok. Vai, cât de bună e asta! Are ceva cartea. Dar vezi ce tare cum am început cu sfințenie și terminăm cu sfințenie. Super tare. Hai să-ți mai citesc o dată. Deci, îngerii îți reamintesc să nu te gândești niciodată că altcineva e mai spiritual sau mai conectat la univers decât tine. Concentrează-te pe sfințenia ta. Ok. Face sens cu intenția pe care ți-ai pus-o? Trebuie să mă gândesc. Trebuie să te gândești. O să o analizez bine. Hai, să-l mai facem și pe ăsta repede. Îmi permit să fac din astea cu tine, pentru că știu că tu te duci la un mental coach. Nu mai prea mai merg acum, dar mergeam. Mergeai la Bogdan. Da, da, da. Avem exact. Poze și cu Bogdan. Mi te-a lăudat Bogdan, a zis că ești băiat foarte deștept. Oh, mulțumesc. Ia, să-ți alegi de aici. Ce mi zice? Pe ce parte? Oricare? Și una și alta, că e pe ambele părți. Îmi iubesc corpul. Așa. Ok. Nu mai adăugăm nimic aici. Wow, nu știu ce literă asta. Crez. Asta e Z? Da. Asta se vadă că nu seamănă. Seamănă G. Da, dar așa e scrisul, ca să pară de mână. Crez? Bă, nu pot să citesc. Crez pace totală în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace într-o sănătate perfectă. Mai citește dată, te rog. Deci îmi iubesc corpul. Așa. După aia crez pace totală în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace într-o sănătate perfectă. Acum sper să nu fie ceva, dar mă simt foarte bine și... Da, și asta cu pacea o am, de când am terminat cu fotbalul.
N-am fost așa liniștit, cred că niciodată în viața mea. E, da. Da. Păi îți dai seama că erau chestii care te agitau din afară, din... Da. Florin, am terminat podcastul, dacă îți vine să crezi. Deci, cred că 2 ore în cap am făcut. Da, cred că e cel chiar mai a trecut repede. A trecut repede, mm-hmm. Nu? Zici că ne-am întâlnit noi așa să povestim. Da. Mulțumesc mult de tot pentru că ai fost. Cu drag. Chiar e prima oară când vin la un podcast și m-am simțit bine. Adică, după ce dai atâtea interviuri, te saturi de întrebările alea așa, șablon, știi? Mm-hmm. Cum a fost, nu știu ce, adversarul, nu știu cum, adică mai vorbesc despre altceva și mi-a făcut plăcere. Da, și mie la fel, îți mulțumesc mult de tot și să ai succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos!